Ce frumoasă-i prietenia, cel mai drag și scump cuvânt. O înțeleg numai aceia care viață știu a fi omenoși cu oamenii. O înțeleg numai aceia care viață știu a fi omenoși cu oamenii. O nouă reîntâlnire la un alt eveniment online, tare mult drag nouă, așa cum am încheiat și precedenta intervenție noastră online. Premiile Eminescu Ziaristul. Și voi face o scurtă istorie a celor 7 ediții precedente sau motivul care ne-a determinat ca noi, Uniunea Ziariștilor Profesioniști de România, să realizăm această gală, Premiile Eminescu Ziaristul. În 2012, când am fost propus să devin președinte, ceea ce s-a și întâmplat, principala sarcină a fost să rezolv problema ca jurnalismul, publicismul să fie amândouă recunoscute creație. Astfel, ne alăturăm celorlalte uniuni de creație și, desigur, pensionarii jurnaliști pot să beneficieze de o indemnizație la pensie necesară pentru această meserie liberală, destul de periculoasă, foarte periculoasă uneori, și în care salariile niciodată n-au excelat. Era la începutul lunii iunie a anului 2013, când la Borna 33 de pe Bulevardul Dacia, în apropiere de Piața Romană, un loc bine cunoscut de oameni de cultură, de poeți, de scriitori, m-am întâlnit cu profesorul universitar dr. Nicolae Georgescu, cunoscut ca unul dintre cei mai valoroși eminescologi în viață, și i-am spus problema mea. Cum rezolvăm ca jurnalismul să fie recunoscut drept creație? În clipa următoare mi-a dus argumentul. Mihai Eminescu, cel mai mare ziarist al nostru, nu poate să nu fie considerat un om de creație. Deci jurnalismul, publicistica, sunt activități de creație. Și mai reține, îmi spunea Nicolae Georgescu, în 28 iunie este ziua în care, în 1883, a fost scos din viața publică, pus în cămașă de forță, iar eu am pregătit și o carte despre ultima zi a lui Eminescu în ziaristică. Am bătut palma, în 2 săptămâni am tipărit cartea Ultima zi a lui Eminescu în publicistică, iar pentru 28 iunie am organizat la Muzeul Literaturii Române prima ediție a primilor Eminescu Ziaristul. A fost pe repede înainte, a spune eu, cu mult entuziasm, cu multă bucurie, și atunci am acordat aceste distincții academicianului Dumitru Vatamaniuc, cel care a realizat în mare parte opera integrală a lui Mihai Eminescu. De asemenea, tot atunci am acordat distinția aceasta profesorului universitar dr. Nicolae Georgescu și, alături de cei doi, alți doi jurnaliști, Victor Roncea și Miron Manega. De acolo și relația apoi mai apropiată, în special cu Miron Manega. Iată cum au apărut primele premii. Și au mai fost alte 6 ediții în care am acordat asemenea premii celor care nu sunt eminescologi, dar sunt eminescofili, oameni care au îndrăgit ceea ce înseamnă creația lui Eminescu și care au adunat în cariera lor, în viața lor, afișe, insigne, medalii, cărți cu Mihai Eminescu, apartamentele lor fiind tixite cu ceea ce înseamnă Mihai Eminescu. În cealaltă ediții, academicieni, profesori universitari, oameni de cultură, scriitori, jurnaliști au dobândit acest premiu Eminescu Ziaristul, nu numai din București, desigur, din toată țara, dar și din diaspora. Premiul acesta, pe care îl acordăm a 7-a oară, este de fapt un obiect interesant, o sculptură în lemn, Izvorul se numește, așa denumit-o Doru Vesiuț, sculptorul din Reșița, care ne-a dăruit la început aceste premii și care au fost întregite și în fiecare an chiar râvnite de cei care intrau în atenția unei comisii, să spunem, care stabilește
aceste premii. O comisie condusă, desigur, de profesor universitar Nicolae Georgescu. Acestea au fost momentele pe care am vrut să vi le ofer. De ce premiile Eminescu Ziaristul decât premiile Eminescu Ziaristul? În această gală, premiile Eminescu Ziaristul, veți face cunoștință cu alți oameni care s-au aplecat o viață întreagă, ore, zile, săptămâni, luni, ani întregi, cercetării operei lui Mihai Eminescu. Publicistica, în special, ne interesa pe noi, dar și relațiile cu oamenii, relațiile cu locurile din afara României, unde s-a aflat mulți ani, după cum știm, Mihai Eminescu. Sunt oameni care s-au dedicat cercetării operei eminescene și ne-au dat încredere că Mihai Eminescu poate să fie, de fapt, figura noastră tutelară în fruntea Uniunii. Veți afla în continuare numele celor care în acest an sunt răsplătiți cu acest trofeu Eminescu Ziaristul, dar nu ne vom opri doar la premiile celor care sunt în viață încă, pentru că în emisiunea de astăzi, la gala de astăzi online, vom oferi și premii in memoriam. Și poate cel mai interesant va fi între aceste premii un premiu acordat poetului care nu a primit niciodată în viața lui un premiu. Și nu ne oprim aici. Sunt, din păcate, în viață și oameni care sunt considerați chiar detractori al lui Eminescu și a figurii acesteia atât de importantă pentru România. Despre toate acestea, în această emisiune, voi reveni după ce veți auzi, veți lua la cunoștință de cei care astăzi vor primi premiul Eminescu Ziaristul. Totul se va întâmpla după ce vom asculta și astăzi imnul jurnalistului. Ție ți-a fost dat și ți-a fost lăsat să fii mărturia clipei veșnicia. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Banii nu sunt plata ta, jurnalistule. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este plata ta. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este plata ta. Ești mărturia clipei veșnicia. Istoria te trage după ea. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Vei muri sau nu, mâine sau acum, istoria te trage după ea. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Ești printre vii, că vei fi bogat prin ce consemnat. Istoria este plata ta. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce consemnat. Istoria, istoria este plata ta. Mircea Coloșencu este un fenomen în cultura română. Ea spune omul instituție. Nu se vă vine să credeți, dar are, cum făceam socoteala împreună cu el odată, peste 50.000 de pagini editate.
Deci a editat scriitorii mari importanță ai culturii române, Nichita Stănescu, Ion Barbu, Liviu Rebreanu, Mihai Eminescu și câți alții, în ediții critice. Deci este omul care lasă textul să vorbească, dar după text se întâlnește cu notele, observațiile și comentariile sale. Deci unul dintre puținii editori în sensul plenar de plin al cuvântului. Un editor este și un descoperitor și un îndreptător de texte, cum să zic, dar și un comentator. Un om care intră în dialog cu autorul pe care l-a descoperit și l-a editat. Mircea Culoșencu este bibliotecar și arhivar ca formație. Să zic, el pătrunde în arhive, scormonește, caută și ce găsește nu ascunde. Multe dintre descoperirile lui, schimbă imaginea pe care o știam, care se știa până la momentul acela a unui scriitor, a unui autor, a unei opere chiar. Pentru că sunt dovezi, sunt argumente pentru altfel de imagine. Știe să construiască foarte bine o cronologie. Ediția sa, Eminescu, este probabil cea mai gândită ediție cronologică a operei lui Eminescu. Că e foarte greu de făcut această cronologie. Nu mă refer neapărat la manuscrise care se pot seria după vârsta hârtiei, după cerneluri, dar chiar la poezia Antumă, publicată de Eminescu, unde este dificil de intercalat publicările. Este apoi un foarte bun afiliator, știe să facă afiliații de manuscrise. Că Chiorchinele de manuscrise eminesciene este răspândit. Un fragment dintr-un poem este într-un caiet, alt fragment în alt caiet sau în același caiet la alte pagini. Prima afiliere a lor, strângere la loc, înludire și strângere în Chiorchine, da? Prima a făcut-o Candy, au făcut-o mai mulți. Dar cea care ne-a rămas așa pentru tot este cea lui Perpesicius. După aceea, Petru Cresia îndreaptă multe lucruri, ne însemnând toate, adică mărunte, e vorba de mii de locuri aici. Petru Cresia găsește câteva lucruri importante, foarte importante, mai ales în teatru eminescian. Și Mircea Culoșencu, și el aduce contribuții importante la filierea unor manuscrise eminesciene. Excelează, prin textul scris, prin reviste. Studiile sale publicate prin reviste sunt de-a dreptul cuceritoare. Ultimul dintre ele pe care l-am citit, despre Eminescu și Nietzsche. Desfășurare de argumente, covoare de argumente, deși Eminescu și Nietzsche nu s-au cunoscut, n-au avut interferențe, totuși se găsesc în opera lor lucruri foarte importante, asemănătoare. Faptul că și Nietzsche și Eminescu au fost elevii lui Schopenhauer în Germania e una, dar dezvoltarea ulterioară a operelor lor, permite unele paralelisme. Mircea Culoșencu le evidențiază pe cele mai interesante dintre ele și se adresează unui public larg cultural, nu se închide în turnul de fildeș, nu se enclavează, din potrivă este un comunicativ, un om care dorește să spună, e spumos în conferințe, foarte ironic. Ironia e modul lui de a exista și de a rezista în, vremurile pe care le trăim și foarte documentat, până în vârful unghiilor, ca să zic așa. Un om care tace mult, vorbește puțin, dar când vorbește, vorba este apăsată. Apăsată și, definitivă. Adică
nu își permite niciodată eșecuri sau întâmplări sau tatonări. Și tot ce spune este convingere bazată pe argumente, pe cunoaștere interioară. Mihai Eminescu este considerat cel mai mare poet român, poetul național. Eu aș spune altceva. Aș spune doar atât. Primul care a scris despre Eminescu o teză de doctorat se numește Miron Cristea, la 5 ani după moartea lui Eminescu. Miron Cristea și-a dat doctoratul în Austria și a scris în limba germană și în limba maghiară. Cine este Miron Cristea mai târziu? Ajunge în anul 1927-28 patriarh al Bisericii Creștine Ortodoxe Române. Cine este Mihai Eminescu? Este patriarhul poeziei române. Sună frumos. Dar de unde îi vine numele? Un străbun de-a lui, de la Timișoara, e vorba de un Eminovici, în terminologie timișoreană, slavă, așa, vine de la cuvântul Emin, care în limba turcă înseamnă administrator, cu sufixul specific limbii sârbe, Eminovici. Și acest Eminovici, prin urmaș, a ajuns la Blaj, de la Blaj a ajuns mai departe spre Ipotești și în felul acesta vorbim despre un Eminovici căruia Iosif Vulcan, în revista lui de la Budapesta mai întâi și pe urmă de la Oradea, i-a transformat numele în Eminescu. Deci Eminescu ar fi, după părerea mea, administratorul culturii române, de la străbuni. Cine este totuși Eminescu? Eminescu este un geniu și la romani geniu însemna limita superioară a unui obiect, a unui subiect, a unei idei. Deci Eminescu este limita superioară a ideii de românitate. Și vorbim de românitate ca principiu și nu de românism ca sentiment. Noi greșim când vorbim de naționalism și nu vorbim despre naționalitate. Nu ne respectăm cu cei de jur împrejur. Cu Eminescu în felul acesta ne respectăm pentru că fiecare popor are câte un Eminescu al lui. Dacă spunem Victor Hugo, lumea imediat se duce la Franța. Dacă spunem Alexandru Pușkin, lumea se duce cu gândul direct la ruși. Și așa mai departe. Deci vorbim de principii. Noi trebuie să-l luăm pe Eminescu ca un principiu. Eu am scos în urmă cu 20 de ani o carte dedicată de Eminescu lui Decebal. Cine este acest Decebal? Este acel rege al dacilor care a fost sacrificat. Cum a fost sacrificat? A fost prins și dus la Roma și ucis ca un sclav oareșcare. Ei, acest Decebal, lui Decebal i-a dedicat Eminescu câteva texte pe care eu le-am surprins și le-am unit într-un poem dramatic. Și l-am intitulat Teatru Patetic, pentru motivul că piesa aceasta nu a fost jucată niciunde decât numai la specialiști. Că specialistul este un tip care știe, vede, consultă, consacră textul, dar nu toate textele consacrate de specialiști sunt nemaipomenite. O altă carte pe care am scos-o este vorba de o ediție de poezii Eminescu cu o prefață a lui Nicolae Iorga din 1903. De ce Nicolae Iorga? Nicolae Iorga, în enciclopedia americană din 1950, este considerat cel mai mare poligraf al lumii. Peste 1500 de lucrări, de cărți publicate. De ce Eminescu și Iorga? Și Iorga a scris poezii. Numai că poeziile lui Iorga sunt de etajul 3. Nu sunt de etajul superior. Însă ce spune Iorga este de etajul 1.
Volumul acesta de poezii l-am numit Hexapla, după modelul lui Origene, care a scos o Biblie Hexapla, adică Hexapla 6. A publicat textul în aramaică al Bibliei, apoi în transcripție grecească, a dat textul respectiv la 3 traducători din aramaică în limba greacă și a patra traducere a făcut-o el, Origene, care Origene nu a rezis fântă trecută în calendar, deși este considerat cel mai mare sau unul dintre cei mai mari textologi sau, cum s-ar zice, teologi ai creștinismului. El a fost mai întâi mitraist și la ziul Mitra, dacă stăiai obiectele acelea de jos și le aruncai mai departe de tine, cu cât le aruncai mai departe de tine, erai mai aproape de zeul Mitra. Pentru că, împotriva voinței lui, a devenit creștin totuși, nefiind întreg, că așa trebuie să fii în lumea creștină, întreg cu toate obiectele, așa cum lumea nu înțelege de ce 7 este o cifră fatidică. Câte găuri are omul în cap? 7. 2 ochi, 2 nări, 2 urechi și o gură. 7. 7 zile ale creației. 7 zile ale săptămânii. Așa și la Eminescu. El este unul dintre cei mai mari creatori români. Revenind însă mai departe la Eminescu, ce am publicat eu, un Eminescu în cronologie, după Anton Pan, el vine al doilea în ordine cronologică. Pe urmă i-a mai găsit pe Alexandru Macedonski, care este competitorul lui Eminescu. Bacovia, Ion Barbu, Nicolae Labiș, Nichita Stănescu sunt cronologii la edițiile pe care le-am dedicat eu acestor mari creatori români. Însă n-am terminat cu Eminescu acesta, în care am introdus 6 ediții critice. E vorba de Maiorescu, primul editor al lui Eminescu, apoi Ibrăileanu, Călinescu, Botez și Lovinescu, adică 6 ediții care să poată realiza cuvântul canonic al poeziei lui Eminescu. În aparatul critic am arătat la fiecare poezie în câte ziare a apărut, în câte ediții a apărut și dacă versurile respective au fost pe muzică, dacă au fost introduse în lucrări și care lucrări și care sunt diferențele. Acest Eminescu însă este mare încă nici la un an de la moartea lui. A apărut această gazetă Eminescu la 1890, ziar comemorativ, și începe acest ziar comemorativ în prima pagină cu glosa. Glosa lui Eminescu este unică, se zice. În realitate, eu am mai găsit 2 glose realizate de 2 poeți. Un poet care și-a pierdut numele, că n-a mai publicat altceva, și un alt poet care a venit în 1921 cu misiunea franceză pentru cultura română, a rămas în România, a învățat limba română și a scris poezii în limba română. O altă gazetă Eminescu, din cele 8 care se intitulează Eminescu, a apărut în 1894. Toți cei care au colaborat la acest număr din 1894 nu și-au dat numele, au publicat cu pseudonim, din respect față de Eminescu. De ce respect față de Eminescu? Dacă Eminescu este cel mai mare poet și a publicat asemenea poezii geniale, noi nu putem să fim decât urmașii lui și urmașii lui cu capul plecat. Un alt Eminescu ar fi Eminovici. Eminovici, cum i s-a spus de altfel la Blaj, când s-a dus la Blaj
la tinerețea lui s-a prezentat Iminovici, l-au recunoscut cu toții. Uitați-vă cum arăta el și cum este portretul lui Eminescu tip. Este Eminescu pe care îl prezintă toți autorii. Dar un acest Eminescu, cum arată aici în fotografia aceasta, este vorba de o sculptură a sculptorului Ion Vlad și sculptura aceasta este din fotografiată în curtea sculptorului încă înainte de a o pune în fața publicului. Ea la ora actuală se află în fața Sorbonei, deasupra dealului, la baza căruia se află Biserica Ortodoxă Română din Paris. Deci, într-un loc în care Sorbona franceză este unită prin el de Biserica Română Ortodoxă. Și ca să închei cu poze, aici se află un Eminescu în plină maturitate și fotografia reprezintă comemorarea lui cu ocazia jubileului, cu ocazia celor 20 de ani de la moarte. Și e foarte interesant că și în timpul vieții Eminescu a fost considerat cel mai mare poet, motivul. Toți simțeau în vocea celui care recita poezia lui Eminescu, își recunoștea vocea lui personală. Prin aceasta este mare poet Eminescu. Că cel care recită din Eminescu consideră că el a scris poezia. Bine, e o chestie psihologică, e o chestie de trăire personală, e o chestie pe care nu poți să nu o recunoști ca fiind parcă o parte a ta sau o parte a lui Eminescu care vine la tine. Exact cum cineva care se roagă fie lui Iisus, fie lui Dumnezeu Tatăl, fie spre Sfântul Duh, deci cele trei elemente ale dumnezeirii, trebuie să se gândească în același timp că Dumnezeu în limba română e format din două cuvinte, Dominus și Zeus, de Crăciun, de exemplu, și nu numai de Crăciun, acolo în stânga, în biserică, este sărbătorit Dominus, iar acolo în dreapta, în curtea gospodarului, sunt mascații. Mascații lui Zeus, pentru că acel zamolse, în limba originară, înseamnă piele de urs. Pielea de urs este masca lui Zamolse. Dar de ce mască? Pentru că mască în limba latină se numește persona, de unde vine personalitate. Deci, la vremea aceea antică, piesele de teatru nu puteau să fie interpretate decât cu mască. Femeile n-aveau ce căuta pe scenă și atunci bărbații purtau masca unei femei. Purtau masca zeităților. Și în felul acesta, zeitățile au devenit personaje. Persona, personaje, personalitate. Deci orice personalitate are masca științei lui, culturii lui, artei lui, talentului lui. Deci personalitate sau, cum spunem noi, mască. Și la vremea asta a nebunii care se numește COVID-19, noi purtăm mască sau botniță și în felul acesta ne amintim și de Eminescu și de toți străbunii noștri culturali. Vă mulțumesc! Un alt laureat al premiilor Eminescu Ziaristul, ne-am gândit să fie colegul nostru de breaslă, cunoscutul jurnalist de investigație, Ion Spân. Dar nu neapărat pentru jurnalismul de investigație pe care îl practică, cât pentru felul în care s-a raportat în activitatea lui de presă, dar și în literatură, pentru că Ion Spânul este și scriitor, inclusiv poet,
deci pentru felul în care s-a raportat în scris la personalitatea lui Eminescu. A și scris o carte în sensul ăsta, Asasinarea lui Eminescu, în 2010, apărută la editura Revers. Reamintesc câteva încerc să configurez în câteva linii profilul profesional al jurnalistului Ion Spână. Și a început activitatea de gazetar imediat după Revoluția din decembrie 89, fiind redactor la săptămânalul Situația și la revista Convorbiri Literare și Critice. În 1991 a editat revista Cartel, una dintre cele mai virulente publicații la adresa puterii de atunci. A fost redactor la Europa Liberă și BBC, iar în 1992 a făcut parte din echipa condusă de Ion Cristoiu, care a fondat evenimentul zilei. Personal am fost coleg cu el în acea perioadă. A fost redactor la Express, Express Magazine și Ziua, apoi la Radio Charlie. Apoi a fost redactor, șef și director al cotidianului Ediție Specială și din 2002 director al postului de televiziune 3TV, unde a realizat emisiunea Top Secret, pe care din 2005 a difuzat-o pe postul de televiziune DDTV. Și cred că e cazul să mă opresc aici. Reamintesc premiul pe care îl acordăm, Eminescu Ziaristul, are legătură cu cartea, s-a publicat în 2010, Asasinarea lui Eminescu. Bună ziua! Pentru orice jurnalist român, Mihai Eminescu ar trebui să însemne modelul după care să-și coordoneze întreaga activitate. Și asta pentru că a existat ziaristul Mihai Eminescu, cel care a și fost pedepsit pentru curajul său, imaginați-vă că vorbim de partea a doua a secolului XIX, când vremurile erau tulburi în Europa, când se punea la cale tratatul secret și foarte mulți dintre politicienii români vreau să semneze unitate necondiționat, iar Eminescu, ca membru al societății Carpați, avea o cu totul și cu totul altă atitudine, motiv pentru care, la un moment dat, Pepe Carpi îi scrie lui Meurescu, mai potoliți-l pe Mihai Eminescu. Și l-au potolit, după cum știți, în 28 iunie 1883. Despre această zi, nu neapărat ca un critic literar, cum am fost ani de zile, ci mai ales ca jurnalist, am scris în urmă cu câțiva ani o carte care are titlul Asasinarea lui Eminescu, și asta pentru că eu am considerat și consider pe baza documentelor că de fapt atunci a fost atacul decisiv asupra vieții lui Mihai Eminescu. Ziua aceasta de 28 iunie 1883 este ziua neagră a culturii românești, pentru că atunci, într-o anumită zi de vară foarte călduroasă, spre seară, Mihai Eminescu a fost ridicat cu forța din băile Mitrașevski, aruncat într-o cămașă de forță și de asemenea aruncat într-o căruță cu coviltiri, salvarea, ambulanța, smurdul acelei vremi și dus la spitalul doctorului Șuțu, unde chiar de-a doua zi începuse să se spună de nebunia lui Eminescu. De ce această zi mi s-a părut importantă și am scris o carte întreagă numai și numai despre această zi, cu documente, cu tot ce s-a putut găsi în arhivele românești? Pentru că ziua de 28 iunie 1883 a început dramatic cu bilețelul pe care soția lui Slavici îl trimite dimineața în jurul orei 6 lui Tito Maiorescu, spunându-i pur și simplu că Eminescu a nebunit și să fie scăpată de Maiorescu, de Eminescu. La ora 8 însă, fără să-l vadă pe Eminescu, el avea să vină la Maiorescu acasă după ora 10, la ora 8 Maiorescu pleacă împreună cu Simțion, un coleg de la Societatea Carpaților lui Eminescu, direct la doctorul Șuțu, unde deja îi și plătește pentru internarea pentru câteva luni a lui Mihai Eminescu într-o clinică de nebuni. Cu alte cuvinte, totul a fost bine pregătit, astfel încât la ora 10, când ajunge Mihai Eminescu la Titu Maiorescu, fără să-i spună nimic, îl trimite la Societatea Carpații, de unde urma să fie ridicat
Doamnele s-ar face fără greutate să fie mai ales un jurnal sau, o avea să fie ridicat. Numai că acolo s-a întâmplat ceva. Și Eminescu n-a mai ajuns la Societatea Carpați, unde la prânz urmau să aibă loc arestări, măsuri foarte dure împotriva membrilor Societății Carpații, care militau pentru unirea Transilvaniei cu România. Deci era o mișcare puternic naționalistă. Eminescu, în schimb, ajunge la Băile Mitrașești, în declarațiile, documentele sunt destul de ambigui și multe necredibile, dar cert este că la ora 19, conform unui proces verbal întocmit de polițist, polițistul Niculescu, el este ridicat, așa cum vă spuneam, și aruncat în cămașa de forță și în căruța cu covintiri. Pentru orice jurnalist român, lămurirea zilei de 28 iunie 1883 este obligație. De ce? Tocmai pentru că această zi neagră a culturii românești reprezintă un abuz uriaș împotriva uneia dintre jurnaliștii, cel mai mare jurnalist român. Ori aceasta este obligația tuturor jurnaliștilor. De aceea am condus, în perioada în care am condus reviste, televiziuni, posturi de radio, tuturor colegilor mei tineri le-am spus, începeți-vă meseria nu cu primul articol, ci cu lectura articolelor lui Eminescu. Și din păcate, după ani de zile, am observat că foarte puțin și-au aruncat privirea pe miile de pagini adevărat scrise de Eminescu în ziarul Timpul. Ar avea foarte multe de învățat acolo, pentru că acolo, în ultimul articol publicat în Timpul, chiar în ziua de 28 iunie 1883, să apară, el încheie acest articol cu o frază colosală pe care o puteți găsi, pe care eu o rezum acum, că totdeauna guvernul, vorbea de guvernul lui, dar e valabil pentru toate, totdeauna guvernul va avea tendința să exagereze cu măsurile împotriva jurnalistului și spune, vorbește acolo de panta lunecoasă pe care te duci și la un moment dat este imposibil să te întorci. Acolo este rolul jurnalistului să-l împiedice pe guvern să facă pasul spre această pantă și de asemenea, dacă pasul s-a făcut, să reacționeze. Acesta este mesajul lui Mihai Eminescu transmis peste timp. Eu cred că l-am receptat pentru că gazetăria lui Mihai Eminescu, evident toată opera, dar gazetăria lui Eminescu pentru mine ca jurnalist român în anul 2020 reprezintă nu numai un model de ce înseamnă presa, ci și un exemplu de cum poți să sacrifici chiar viața pentru destinul țării tale dacă vrei să fii un jurnalist onest. Din acest punct de vedere, faptul că am fost anunțat că mi se va decerna acest premiu Mihai Eminescu reprezintă foarte mult, pentru că multitudinea de sensuri pe care le îmbracă un asemenea premiu pentru cineva care v-a spus ce v-a spus despre Mihai Eminescu acum, nici nu poate fi deschisă în cuvinte. Este o mare bucurie pentru care mulțumesc celor peste 2700 de membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și n-am decât să promit că în moment ce 30 de ani de presă în acest, de după Revoluție, că înainte n-am lucrat în presă, în toți acești 30 de ani de presă, în care am avut și oarecum șansa să lucrez cu cei mai mari jurnaliști români, alături de două posturi de televiziune care, de la care am învățat foarte mult în ceea ce înseamnă presă, BBC și Europa Liberă, toate aceste lucruri poate că au definitivat în mine un anumit profil de jurnalist, dar să știți, totul îi se datorează lui Mihai Eminescu, căruia dați-mi voie să-i mulțumesc în acest final de mică prezentare. Constantin Barbu sau Spiritul Voltaire, ca să zic așa. El este unul dintre discipolii lui Noica, din prima generație de discipoli ai lui Constantin Noica. A scris o carte despre limba română înainte de 89. Iar dragostea pentru Eminescu a venit pe două căi. Pe linia limbii, a frumuseții limbii române, și pe linia mai adâncă a filozofiei. El este un bun filozof
și dornic de a se adânci în studii sanscrite în ultimul timp. Eu vreau să-l cuprindă pe Eminescu din interior, cât mai larg în toată opera, în toată opera interioară a lui. Are, bineînțeles, de la noi ca acest, cum să-i spun, gigantism, dorință de monument, vrea să înalțe cât mai sus citadela Eminescu, vrea să facă toate operele lui, tot ce s-a scris despre Eminescu. A scos în 20 de volume o bibliografie, fizică, adică ceea ce numai trimitere în bibliografii a pus pe hârtie ca să argumenteze viața politică plină de ascunzișuri, plină de vizuini a lui Mihai Eminescu, ca să argumenteze excluderea lui din peisajul politic al timpului, din presă. Are dorința de a argumenta cu probe obiective, de obicei cu vorbele altuia sau altora, pe care el însă le leagă, le sudează organic. Este un oltean cu 25 de măsele, cum se spune, adică are o răutate teoretică, filozofică, da, de care ți-e greu să treci, pe care o cultivă ca ironie, ca invectivă de multe ori și care îl face un luptător, ca să zic așa, pedestru, un luptător corp la corp, un om care mai mult se ceartă decât se luptă. Însă peste toate acestea are o viziune de ansamblu, nu numai de luptător, ci chiar de constructor, de conducător, de forțe care îl întronează pe Eminescu în centrul culturii române, în dorința de a-l apropia de Eminescu și pe Dimitrie Cantemir, de pildă, și alți autori. Deci el practic vrea să facă o brazdă în cultura română, să răstoarne tot pământul, să pregătească cultura română pentru secolul 21, să înnoiască, să aducă către nouă cunoaștere și către noua lume în care trăim. Pasiunea lui pentru Eminescu s-a soldat, cum spuneam, cu studii aplicate despre manuscrisele lui Eminescu, despre preocupările de sanscrita de lui Eminescu, da, despre ziaristica lui Eminescu și despre filozofia lui Eminescu. Nu mă îndoiesc că vor fi strânse undeva în niște tomuri, dar deocamdată ele cerează prin ziaristică. Să exprimă ziaristic fluent, foarte ușor, cucerește prin scris și prin vorbă și prin conferințe, ca să zic așa, cucerește publicul și, mă rog, este un om de succes, cum Craiovei îi stă bine să aibă. Mă bucur că vine din când în când prin capitală, când vine se face, buchet în jurul lui de intelectual, dornic să-l asculte, să-l audă. Și mă bucur mai ales când iese câte o carte nouă. Este imprevizibil, are mereu argumente noi, aduce argumente din temirce, lucruri pe lângă care noi trecem, unii dintre noi trecem, pentru el sunt semnificative, le aduce în față și îți arată un mod al său, nou, interesant, solid, de a-l construi pe Eminescu, din interior. Bună ziua! Numele meu e Constantin Barbu și vreo 35-40 de ani m-am gândit, am cercetat și am scris despre Mihai Eminescu, pe care știu că îl iubiți și în onoarea căruia ziariștii cei mai importanți din România s-au gândit să fondeze un premiu simbolic și o sărbătoare
pe care el o merită pentru încă vreo câteva sute de ani, dacă nu chiar mai mult. Noi ne mai trăind câteva sute de ani de acum înainte, e bine să vorbim în prezent. Ca să nu uit până termin propozițiile cu Eminescu, vă mulțumesc de la bun început că v-ați gândit la cărțile mele despre Eminescu, în principal la cele despre ziaristul Eminescu, lucru pe care puțin îl știu în amănunt și din nefericire pentru istoria României a fost un moment fatal pentru Eminescu. Mulțumindu-vă pentru premiu, am trecut de ceea ce era Cotidian și mă întorc în anul 1883, în ziua de 28 iunie, care este o zi crucială. Acolo este cumpăna apelor istoriei României. Nu intrăm în amănunte acum, fiindcă am publicat vreo 30 de volume, vreo 15.000 de pagini cu documente Eminescu privitoare la această zi cumplită din istoria României. Mulți încearcă să nege din neștiință și din obrăznicie importanța acestei zile. De curând am primit transcrieri oficiale de la instituțiile germane, anume biletul falsificat de Titu Maiorescu venit chipurile de la Viena, de la unul din marii doctori de la Oberdobling, unde era internat Eminescu. Acolo este marele fals, cel mai cumplit fals din istoria României, produs de Maiorescu, în care își permite acest pion dublu să vorbească despre o boală lui Esis pe care ar fi avut-o Eminescu. Însuși, doctorul care l-a internat prima dată în București spune într-o scrisoare testament, se află în Academia Română, am publicat un facsimil, spune așa, eroare, Eminescu n-a avut sifilis. Să terminăm cu această prostie, voi publica acest document și în facsimil, voi publica și transcrierea oficială a instituțiilor germane și, între altele, aș vrea să produc o bucurie ziariștilor români ca să închidem un subiect definitiv. Am primit de la Universitatea Humboldt, unde a învățat Eminescu, o filă cu scrisul domnului Mihai Eminescu, anume că putea să-și ridice diploma în 25 ianuarie 1875, dar n-a ridicat-o din motive financiare. Fusese foarte grav bolnav fratele lui, a avut de plătit niște datorii de familie, etc. Așadar, pe lângă cei 2 ani de filozofie la Viena, unde a urmat cursuri de student extraordinar, după ce și-a luat diploma de bacalaureat de la Lambrior din România, s-a înscris pentru Facultatea de Filozofie, documentele există la el în ladă și le-am dus și la Universitatea din Berlin, fiindcă acolo s-a pierdut arhiva în timpul celui de-al doilea război mondial, dar acum au actele lui Eminescu, și anume a încheiat ca orice student excepțional, ce profesor a avut, știți toți, a încheiat Facultatea de Filozofie și putea să-și ridice diploma. Acest lucru lămurește definitiv problema studiilor lui Mihai Eminescu. Despre geniul lui e mai greu de vorbit, a scris și mult și poeziile sunt destul de complicate. Sigur, sunt puțin ironic, dar acum sunt bucuros să vă spun dumneavoastră ziariștilor români, cei mai importanti ziariști câți mai sunt în România, că Eminescu este marele nostru ziarist pe care îl iubim și ar trebui să-l onorăm și de la care am avea de învățat nu numai noi, ci și cei care conduc sau nu conduc această țară. Zic, în final, vă mulțumesc și aveți grijă, citiți-l pe Eminescu într-o ediție de opere complete, dacă se poate. Încă o dată vă mulțumesc pentru că v-ați gândit la cărțile mele despre Eminescu. Din bibliotecă am tipărit 235 de volume și sper că în 2 ani să-i tipăresc toată biblioteca, ea cuprinzând aproximativ 1250 de volume. 30 de volume cu
identificările și transcrierile textelor germane, le-am publicat și le-am pus în arhivele Academiei din Berlin. Le găsiți acolo, fiindcă nicio bibliotecă din România nu le-a cumpărat. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! Anul acesta, premiul, unul dintre premiile Eminescu Ziaristu, la oaltă cu trofeul Izvorul Traversând Pădurea, va merge cu siguranță pe biroul de la Institutul de Filozofie și Psihologie al Academiei Române al domnului profesor Alexandru Surdu. Noi spunem profesorul nostru iubit pentru că după 1990 toată generația absolvenților de la Facultatea de Filozofie s-a angajat la imboldul domnului profesor să pună în valoare vechile tradiții ale filozofiei românești, să le valorifice și să le extindă. Se spune că întâmplările vieții, destinul face ca uneori să pornim la drum cu anumite imbolduri, cu anumite chemări. O astfel de chemare ne-a povestit în diverse variante și diverse împrejurări domnul profesor Surdu. Este vorba de întâlnirea domniei sale cu Constantin Noica și mai ales sensul pe care, filozofic pe care domnia sa l-a acordat acestei întâlniri. Am să sintetizez. Astfel de relatări apar în mai multe variante, dar cele mai calde sunt cele povestite de domnul profesor. Așadar, în 1964, când domnia sa era tânăr salariat la Institutul de la Centrul de Logică al Academiei Române, spune dumnealui, într-o zi, zice, nu mai îmi amintesc dacă era primăvară sau toamnă, dar în fața institutului a oprit o mașină neagră. Ne-am uitat noi, cei care lucram înăuntru acolo, și unul mai curajos a zis, e de la securitate. Emoția a fost destul de mare, mai ales că din mașină, povestește domnul profesor Surdu, a coborât un omuleț îmbrăcat cu un loden, slab, cu figura palidă, se vedea că nu are dinți, observă peste geam observatorii, între care și domnul profesor Surdu, care cu emoție, cu teamă, și-a scos o bască albastră, și-a pus-o pe cap și s-a sprijinit pe gardul centrului de logică. Atunci, deodată, unul dintre ei, un filozof mai în vârstă, care făcuse și pușcărie, Anton Dumitriu, zice, ăsta e Constantin Noica. Emoția a fost foarte mare, spune domnul profesor Studu, ca și cum s-ar fi făcut cald în încăpere, și zice, să deschidem fereastra. Atunci, domnul profesor s-a apropiat, a deschis fereastra, mai cu greu, pentru că nu prea se deschideau, ca și, vă dați seama, acele gergevele de lemn, iar Constantin Noica s-a uitat către el. Acea privire pe care o va evoca de multe ori, zice, acea privire care m-a marcat pe viață și care îmi va rămâne toată viața, a fost momentul în care m-am apropiat pentru prima oară de Constantin Noica și mi-am dat seama de destin. La data respectivă, domnul profesor avea 27 de ani. Trecuse prin facultate, fusese absolvent de 10 al Facultății de Filosofie, absolvent la fel șef de promoție la Colegiul Șaguna din Brașov, o personalitate în formare și care își căuta sau era în pragul de a-și descoperi această vocație. Despre copilăria domnului profesor, despre dragostea maternă pe care a transmis-o într-una din lucrările sale cele mai calde, o lucrare deopotrivă de eseistică, de filozofie, dar și de cultură, Dragobetele, povestea iubirii la români, acolo vorbește cu dragoste despre mama sa, dar și despre tatăl domniei sale ne-a povestit și mai ales despre etimologia numelui de Surdu, care vine de la profesia străveche a
strămoșilor domniei sale, de surducan, de tăietor de pădure, și tatăl domnului profesor a fost tâmplar la un atelier înainte de 1948, ulterior a lucrat la CFR. Despre aceste lucruri am găsit o relatare chiar în cartea Lecturi Kantiene, în care Constantin Noica povestește sau încearcă să reconstituie viața de tânăr și de adolescent și de tânăr a lui Mihai Eminescu. Cred că citind acest fragment din Constantin Noica se regăsește copilăria și adolescența oricărui tânăr care își caută chemarea și care merge pe această cale a gândirii filozofice. Am să citesc, pentru că este un text de Noica și chiar merită. Iată, se referă la Eminescu, dar am zis eu, poate se suprapune și pe domnul profesor Alexandru Surdu. Era un tânăr care trebuie să fi știut multe din cărți, dar și ceva pe deasupra învățăturii cărților. Înainte de a cunoaște gândirea lui Kant și înțelepciunea lumii, întâlnise alte câteva lucruri esențiale. Cunoscuse în anii copilăriei și adolescenței pădurea și apele, afecțiunea maternă, binefacerile și îngrădirile școlii, cunoscuse prietenia, dragostea, dar și prețul singurătății în sânul firii și al cărților, cutrăierase adesea pe jos, în intimitatea aceea totală cu locurile și așezările, o parte al țării, întâlnise omul de aici, plătise cu dezamăgiri și lipsuri răzvrătirile sale. Cred că astfel de cuvinte se potrivesc tânărului de 27 de ani, care ulterior, fiind în apropierea nu numai al lui Noica, ci și al unui grup de filozofi care erau constituiți în așa numitul seminar NAE. Era o denumire, aș spune, ascunsă, neoficială, în care acei filozofi îl apreciau pe NAE Ionescu, filozoful, după cum bine se știe, interzis în perioada respectivă. Domnul profesor, odată cu această întâlnire cu Noica, cu întâlnirea cu manuscrisele, a început o activitate publicistică și ulterior filozofică aproape ieșită din comun, prodigioasă. Am avut ocazia să consult lista articolelor publicate începând cu 1964, când a debutat la Acta Logica. Era o serie a analelor Academiei Române, Acta Logica, și până în prezent, unde aproape lunar, săptămânal, publică cel puțin una, două articole. Lista acestor articole depășește 500 de texte, un corpus aproape greu de atins, iar lista cărților, la fel, peste 50 de cărți, dar numai anul acesta, în pandemie, când fiecare dintre noi nu știa cum să se ascundă, domnul profesor a predat la tipar 3 cărți și încă nu s-a oprit aici. Una dintre ele este despre filozofia lui Eminescu. Începând cu acest moment fundamental, Lecturi Kantiene, destinul nu numai filozofic, aș putea să spun și publicistic al domnului profesor Surdu s-a schimbat fundamental. Aș mai vrea să, înainte de a merge la ceea ce înseamnă astăzi gândirea lui Eminescu și ceea ce înseamnă contribuția domnului profesor Surdu, să mai spun un lucru. Acest titlu este ales de domnul profesor Surdu. Există în aceste articole un text care face referire directă la modul cum s-a apropiat și i-a dat această lectură. După cum se știe, Eminescu a făcut 2 traduceri din Kant în perioade diferite de timp, în jurul anului 1874. Pentru că erau totdeauna 2 traduceri și trebuiau coroborate permanent, din rațiuni practice, cei doi, Constantin Noica și Alexandru Surdu, i-au zis lectura întâi, lectura a doua. Când se dea titlul, cum să-i spui? Traducerile lui Mihai Eminescu din Critica rațiunii pure nici nu putea să țină minte un elev sau, știu, un tânăr, gândindu-se că aceste traduceri erau adresate tinerilor sub 30 de ani, pentru că Eminescu avea și el 24 de ani la data când a tradus Critica rațiunii pure. Nu numai
domnul Surdu, care avea 27, când s-a apucat să transcrie. Ei bine, acest titlu, Lecturi Kantiene, a fost propus de domnul profesor și am să dau emoția pe care o descrie domnul profesor vis-a-vis de ce a simțit Constantin Noica atunci când a aflat acest text, când a aflat acest titlu. Zice, am găsit titlul lecturii, i-am spus, cum? Și s-a uitat la mine cu puțină milă. L-am lăsat puțin și am zis rar, Lecturi Kantiene. Nu l-am mai văzut niciodată așa de bucuros. M-ar fi îmbrățișat, dar nu obișnuia astfel de gesturi. S-a uitat la mine într-un fel deosebit, ca atunci, cu an în urmă, când m-a văzut pentru prima oară de la fereastra centrului de logică. Apoi s-a întors cu spatele către mine, a plecat repetând titlul cărții pe care o visase în închisoare și care avea, într-adevăr, cel mai frumos titlu de carte. Înainte de a încheia, aș vrea să spun câteva cuvinte despre contribuția de data aceasta de traducător și de exeget a domnului profesor Surdu la acel volum 15 din seria Perpesicius Opere Eminescu, Fragmentariu. Despre acest volum s-a spus foarte multe, în sensul că poate că n-ar fi trebuit ca editorii să culeagă fiecare rânduleț, fiecare cuvânt de la Mihai Eminescu. Domnul profesor Surdu a fost adeptul ideii de a organiza pe teme, pe subiecte, astfel de lucruri. Acest fragmentariu poate fi considerat fie o greșeală editorială. Dom'le, nu trebuia să arăți și partea, fața nevăzută a lunii, a operei lui Mihai Eminescu, sau poate că și din acest lucru rezultă ceva deosebit. Domnul profesor Surdu a valorificat documentar multe texte din Fragmentarium, considerând că prin ele ne putem întoarce la obârșii la tema fundamentală eminesciană. Și acum am să spun un singur lucru cu care sper că voi convinge pe cei care au hotărât să acorde premiul Eminescu ziaristul. Filozof de formație sistemică, poate ultimul maiorescian dintr-o serie ce a dat culturii românești atâta strălucire, Alexandru Surdu rămâne pentru un contemporan un semădău, ce dă semne despre ce e mai bun și mai frumos în caierul timpului nostru, opera lui Eminescu, acum și în eternitate. Având în vedere că se împlinesc anul acesta 170 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, consider că este necesar să ne aducem aminte de vorbele lui Constantin Noica. El zicea că Eminescu a fost omul deplin al culturii noastre. Este o sintagmă care ar putea fi combătută, care ar putea fi dezvoltată, care ar putea fi justificată într-un fel sau altul. Mie mi-a fost dat să-l cunosc pe Constantin Noica în anul 1964, după ce a ieșit din detenție, și să lucrăm împreună la Centrul de Logică al Academiei Române. Acolo, printre altele, mi-a spus că, înainte de a fi eliberat în închisoare, a semnat un fel de angajament în fața unor ofițeri de securitate și s-a angajat, adică trebuia să le explice ce o să facă el când iese din închisoare. Și printre altele a spus așa, vreau să editez traducerea lui Mihai Eminescu din Critica rațiunii pure a lui Immanuel Kant. Și, în fine, a fost, ca și alți foști deținuți politici, a fost angajat la Centrul de Logică al Academiei și omul s-a gândit să onoreze angajamentul pe care l-a făcut cu securitatea și s-a dus la Biblioteca Academiei ca să meargă la manuscrisele lui Eminescu. Însă i-a fost interzis. Atunci s-a dus și a vorbit cu un general de securitate care i-a dat
o aprobare specială. Și fiind colegi, avându-ne bine, din mai multe motive, nu e cazul să le spun aici, fiind un apropiat al lui, m-a întrebat dacă sunt de acord să colaborăm și să-l ajut la editarea acestei lucruri. Am fost de acord, ne-am dus la Biblioteca Academiei, a trebuit să cear o aprobare și pentru mine și am început să ne uităm în manuscrisele lui Mihai Eminescu. Aceasta a fost legătura mea în anul 1965 cu caietele, adică cu manuscrisele lui Mihai Eminescu. Și sunt unul dintre puținii români care au avut prilejul acesta să vadă toate manuscrisele lui Eminescu, toate caietele și să le răsfoiască filă cu filă. Profitând de această ocazie excepțională care mi-a fost oferită și fiindcă pe vremea aceea era un lucru ultimele volume din opera lui Mihai Eminescu, eu m-am ocupat, fiind cunoscător de limbă germană, m-am ocupat cu textele germane ale lui Mihai Eminescu, care nu fuseseră încă editate, datorită faptului că nu erau descifrate în limba germană, erau scrise cu litere gotice, greu de citit pentru cine nu era familiarizat, fiindcă scrierea gotică de tipar e una și cea de mână este cu totul altfel. Eminescu scria foarte frumos, însă mărunt și trebuie să o spun că filozoful Constantin Noica era un bun germanist, n-a reușit să descifreze nimic din textele lui Eminescu. Eu am reușit să descifrez o parte, dar întâmplarea a făcut că am cunoscut un fost diplomat, Gerasim Pintea, care era un cărturar de școală ardeleană, studiase istoria și fusese diplomat pe vremea lui Hitler în Germania. El făcuse liceu la Sebeș și învățase scrierea gotică. Și cu el am reușit să începem descifrarea manuscriselor germane ale lui Mihai Eminescu și eu le stabileam textul german după descifrare, le traduceam în limba română și le publicam. Le publicam la revista Manuscriptum a Muzeului Literaturii Române, în revista Luceafăru, în revista Astra de la Brașov, în mod special. După care am început să publicăm o parte din ele și la revista Ramuri de la Craiova. Deci am încercat într-un fel sau altul să punem în circulație cu mijloace ziaristice, ca să zicem așa, cunoașterea operei lui Mihai Eminescu din partea inedită și necunoscută. Trebuie să spunem că Eminescu să tot vorbește ce profesie avea. Iată că unii spun că a fost ziarist de profesie și chiar că a fost primul ziarist de profesie. Sigur că ziariștii au mai fost și înaintea lui, dar nu erau de profesie, adică mai scriau la ziare. Dar Eminescu a fost și poet, ca să zicem așa, nu? Mai degrabă decât ziarist. Și putem să spunem că a fost poet de profesie. Și dacă ne uităm prin cărțile lui, putem să ne dăm seama că avea, de aceea și numea Constantin Noi ca omul de plin al culturii române, avea multe contribuții personale în tot felul de domenii. În domeniul esteticii, în domeniul eticii, în domeniul artelor, în domeniul medicinei, chiar în domeniul matematicii, în domeniul fizicii. Și să găsesc, sigur,
Vatamaniuc, Dimitrie Vatamaniuc, în fragmentarium, a luat toate fragmentele acestea și chiar l-a clasificat pe diferitele domenii. Dar se vorbește mai puțin despre profesia, ca să zicem așa, de bază a lui Eminescu. Eminescu a studiat la Viena 3 ani de zile și 2 ani de zile la Berlin filosofia. Deci el era ca atare de profesie filozof. Și ce a făcut Eminescu în acest domeniu? În domeniul poeziei știm ce a făcut, nu mai este cazul, în domeniul ziaristicii știm ce a făcut. Ei, în domeniul filozofiei a vrut, când era la Berlin, la sugestia lui Titu Maiorescu, să-și dea doctoratul în filosofie și începuse să se pregătească în această privință. El, sigur, fiind un hiperexact, avea niște criterii deosebite după care aprecia orice activitate. Și s-a gândit să înceapă cu niște traduceri și s-a apucat să traducă Critica rațiunii pure a lui Immanuel Kant, care este una dintre cele mai grele cărți ale filozofiei și pe care se spune că și unii exegeți germani preferă să o traducă, să o citească în traducere franțuzească ca să se lămurească mai bine în legătură cu textura. Deci are fraze de câte o jumătate de pagină, dar nu e vorba numai de fraze, este vorba și de terminologie. De exemplu, schemele imaginației sunt definite de către Kant ca unitatea originar-sintetică a percepției în interacțiune cu sinteza diversului reprezentărilor date de intuițiile a priori. Cred că și pe românește este destul de greu, iar unii care cunosc acum în zilele noastre mai bine engleza decât română preferă o traducere englezească la Critica rațiunii pure a lui Kant. Dar eu împreună cu Constantin Noica ne-am dus, cum am spus la început, la manuscrisele lui Eminescu, am primit aprobarea și am reușit să punem la punct această operă, aș zice, de filozofie. Ce înseamnă să traduci cartea unui mare filozof? Înseamnă să cunoști terminologia foarte bine și cea din care traduci și cea în care traduci. Ori limba română pe vremea aceea nu dispunea de o asemenea terminologie filozofică. Deci Eminescu a fost un creator de terminologie filozofică. Tot cu acea ocazie am avut prilejul să descoper într-unul dintre caietele sale, care era umplut cu tot felul de alte scrieri, schița unui indice filozofic. Adică pe fiecare pagină a caietului era trecute, cum am trece noi, ca un fel de repertoar A, B, C, la care să scrii niște cuvinte. Dar Eminescu s-a gândit să facă dicționarul ăsta, că era de filozofie, de termeni filozofici, atât de amănunțit încât, de exemplu, la litera A a scris așa pe o pagină A, B, pe cealaltă A, C, A, D, ca să nu piardă cumva vreun cuvânt, că dacă ai numai A, te poți încurca. Și s-a apucat să lucreze. Constantin Noica zicea, bine că s-a lăsat, zice că dacă reușea să facă și ar fi fost primul dicționar filozofic românesc, dacă reușea să-l facă, l-ar fi costat o viață întreagă să lucreze la el. Afară de asta, în ceea ce privește meseria de filozof a lui Mihai Eminescu, trebuie să spunem că sunt multe fragmente cu caracter filozofic pur care au fost selecționate și o parte dintre ele le avem și aici în ediția aceasta pe care am făcut-o împreună cu Constantin Noica,
Mihai Eminescu, Lecturi Kantiene. Aici este traducerea lui din Critica rațiunii pure a lui Immanuel Kant. Și putem spune, pe de altă parte, lucru remarcat și de Titu Maiorescu, că toate poeziile lui Mihai Eminescu, care sunt de o mare frumusețe, au ceva cu totul deosebit. Maiorescu zicea că le distinge față de orice altă poezie. Era încărcătura lor filozofică. Adică Eminescu gândea profund, avea și un sistem original de gândire și tot ceea ce punea pe hârtie, așternea pe hârtie, era trecut prin filtru gândirii sale, prin filtru concepției sale filozofice. Și ca atare, având în vedere și această dimensiune filozofică, putem spune că filozoful Constantin Noica a avut dreptate când a spus despre Mihai Eminescu că a fost omul deplin al culturii noastre. Da, Nicolae Danciu Petnicianu este un scriitor din Banat. Accentuez, se vrea un reprezentant al unui spațiu de margine important al culturii române. Scoate o revistă Eminescu numită La Băile Herculane și face parte dintr-un grup, nu poți să nu spui când vorbești de Nicolae Danciu Petnicianu că este vorba de un grup foarte consistent. Eu l-aș aminti din acest grup mai întâi pe Ioan Florian Panduru, ei amintirea plăcută, mare stilist, mare scriitor al culturii române, dar trebuie amintit George Giurma, trebuie amintit, va să zic, ideologul zonei, cel mai important sociolog român la ora de față al nostru, profesorul Ilie Bădescu, trebuie amintit Adrian Dinu Lachieru și cu aceasta v-am descris un colț, un bănat al României, da? Unde ideea Eminescu este foarte vie și pusă în continuu la lucru. Nicolae Danciu Petnicianu este interesat de viața lui Eminescu, mai ales de viața târzie, dar și de istoria locală, da, care vorbește despre prezența lui Mihai Eminescu în Banat, în zonă, în Banat și în zona Mehedinciului. Importantă este, de pildă, descoperirea sa, pornind pe bază de memorii locale, dar cu aceea documentate, că Eminescu a fost, la un moment dat, la Băi, la Lipova. Iată unde este o stațiune balneoclimaterică, el își căuta asemenea locuri. Și pe ce se bazează Nicolae Danciu Petnicianu? Prima soție a lui Ioan Slavici, Ecaterina Stăche, va să zic că era din Lipova. Și avea o soră, la fel de frumoasă ca și ea, ele erau niște femei deosebite, da, care îi supraviețuiește Ecaterinei și care imediat după moartea lui Eminescu, 1889, cere primăriei din Lipova ca o stradă din oraș să se numească strada Mihai Eminescu. Există această stradă, este cea mai veche denumire a unei străzi, strada Mihai Eminescu, în Lipova. Și sunt amintite excursiuni ale poetului, va să zică, după 1884, după însănătoșirea sa, când își căuta băile peste tot prin țară, în această zonă, la sora soției și la soția lui Slavici.
lucru destul de interesant. Deci iată cum Eminescu ținea legătura cu prietenii, indiferent de obstacolele, ca să zic așa, oficiale, da? Deci după divorțul lui Slavici de Ecaterina Söke. Nicolae Danciu Pernicianu avansează aceste teorii cu maximă prudență, dându-le sub formă de studiu de luat în considerare ca informație ulterioară pentru verificare. Cam aceasta este spiritul eminescologiei bănățene. N-aș numi o sub semnul prudenței, da? Neapărat sub semnul raționamentului, al discuției lucide. Asemenea, cum să le spun eu, descoperiri în ultima instanță, dar abordări ale domeniului, da? Coroborate cu comentarea continuă a operei lui Mihai Eminescu, vă să zică, definesc această școală a Banatului și fac cinste, vă să zică, lui Nicolae Radu Pernicianu, care luptă să aibă această revistă, să scoată cărțile sale, are un roman foarte bine cotat despre insula Dacaleh, vă să zică, nu să scufundarea ei, viața în timp ce ea exista și în timpul comuniștilor. Este un roman cu o atmosferă de Repopescu în felul ei, în felul lui, dar literatura este literatură, studiile sale despre Eminescu, articole punctual dezvoltări de momente de viața poetului sunt nu numai interesante, dar chiar importante pentru eminescologie. Îl felicit pentru acest premiu care de mult îl aștepta, ca să zic așa. Dragostea pentru poetul nepereche, zisa profesorul George Călinescu, datează din anii de gimnaziu. Am avut la gimnaziu profesor de română pe domnul profesor George Pătrășcioiu, care mi-a insuflat dragoste pentru carte, pentru citit și în special pentru Eminescu. În liceu apoi am avut profesoară pe doamna Maria Blaga, din neamul marelui poet Lucian Blaga. Iar în facultate, la București, am avut un profesor excepțional, de care m-am simțit foarte bine legat sufletește, care am dat examene despre Eminescu. Așa, e vorba de domnul profesor universitar dr. Alexandru Piru. Voi încerca în timpul afectat de câteva minute să vă prezint dumneavoastră, dar prin dumneavoastră cititorilor și în special telespectatorilor, cele 6 cărți. Și voi căuta să subliniez în fiecare carte în ce constă aspectul inedit. Prima carte e vorba de domnul Eminescu Sosește Iarna, apărut în anul 2000 la editura Milton. În același timp, așa. Îmi permite să vă spun că în anul 2000 UNESCO l-a sărbătorit pe Mihai Eminescu cu prilejul 150 de ani de la nașterea sa. În calitate de președinte al Societății Literare Artiste Sorin Titel din Banat, am luat următoarele măsuri pentru sărbătorirea marelui poet Mihai Eminescu. Am montat o placă de aniversare pe clădirea primăriei vechi din Timișoara, locantă vizitată de Eminescu în 1867 în căutarea fratelui Nicolae, care făcea practică de avocat în Timișoara. Am organizat un simpoziu Mihai Eminescu cu un concurs literar. Am editat revista Eminescu, primul număr al revistei Eminescu apare în 2000, care și astăzi apare. Așa, și am editat această carte, domnul Eminescu Sosește Iarna. Aș dori ca să vă spun câteva aspecte inedite legate de această primă carte. Am făcut două deplasări la Ipotești și acolo am găsit o denumire Topo sub Deala Scaun, pe Imaș. Imaș în graiul moldovenesc înseamnă izlaz. Sub Deala Scaun este o denumire care datează pe vremea lui Eminescu, când Eminescu era școlar și mergea pe picioare până la școală la Cernăuți. El a încropit un scaun din glii și din două scânduri,
ca oamenii când se întorceau de la muncă să își tragă sufletul, să odihnească. Asta e un aspect inedit. Tot legat de în această carte, am reușit să stabilesc întâiul eminiscolog bănățean, ceea ce m-a încântat. E vorba de preotul profesor Romulus Novakovici, fost directorul liceului gimnaziului din Bozovici. El a analizat, primul bănățean care analizează poezia Luceafăru, înaintea multor savanți din cultura română. Această dezertație despre Luceafăru Liminescian a fost publicată în anuarul gimnaziului de la Bozovici. Și aș mai vrea să vă dau ca o noutate. E vorba de romanța Mai am un singur dor. Am fost într-o relație cu domnul profesor, regretatul profesor Raul Șorban, care mi-a trimis o carte poștală cu romanța Mai am un singur dor, pusă pe note muzicale de către tatăl său. Tatăl său a fost coleg de universitate cu Tiberiu Bredicianu de la Lugoj. Întâiul bănățean care a ascultat această romanță a fost Tiberiu Bredicianu. Mergem mai departe. Dați-mi o altă carte. E vorba de A sosit domnul Eminescu. E o carte care în fond este monografia revistei Eminescu după 10 ani de activitate. Ce este interesant? Că între coperțele acestei cărți, formata A4, între coperți își dau o întâlnire savanți, academicieni, scriitori, poeți, ziariști din întreaga țară. Este o carte de mare valoare care a fost comparată cu cartea lui George Călinescu, Istoria literaturii române, apărut în 1941. O a treia carte este Voivodul Mihail. Titlul acesta foarte interesant. Aici am avut un catren primit de la un poet țăran de la Nera, Slatina, Timiș. Domnul de acolo, țăranul acesta, am scris un catren care l-am publicat. Zice așa: Voivodul Mihail stă aninat în teii Moldovei și scutură flori galbene în păr de veronici. Da, aici sunt o serie de date, documente, chiar și poezii mai puțin cunoscute a lui Eminescu și mai ca o noutate este și vaporul cu care Eminescu și cu trupa Pascalei se îmbarcă de la Baziaș și merge până la Orșova. O altă carte este Trupa Pascalei și Lugojenii. E vorba de Pascalei care cu trupa sa a venit în Banat la Lugoj și a susținut mai multe spectacole. A venit pentru o săptămână și a stat 3 săptămâni pentru că s-a bucurat de dragostea bănățenilor. Să știți că în vremea aceea, în veacul 19, la Lugoj exista o mișcare teatrală de amatori, condusă de oarecare Farcaș. Și actorii au fost cu toții primiți excelent. Și, mă rog, au fost cazați pe la casele oamenilor, meseriașilor. Și fiecare când a plecat cu un mic cadou. Aceia erau cizmari, erau pantofare, erau blănari. Ei, Eminescu primește cadou o căciulă, un clăbăț, cu care va face primul an de facultate la Viena, în 1869. Important e la Lugoj să nu uităm că două poezii le definitivează Eminescu la Lugoj, e vorba de La o artistă, așa, și Dragostea unei marmure. E vorba de relația sa de dragoste pe care a purtat-o actriței Maria Vasilescu. Și o altă carte este Cei trei din Piața Amze. Asta e o carte foarte interesantă, pentru că aici mă ocup de mod special de Eminescu. Modul cum Eminescu a căutat să-l scoată pe Eminescu să-l scoată afară din presă. Eminescu era urmărit de poliția secretă austro-ungară încă de la pe vremea studenției sale. La București era un chiprule inginer Reichmann care s-a ocupat de el și l-a urmărit pas cu pas. Și acesta îl determină în urma unor multe articole publicate de Eminescu, așa, mai ales articole legate de articolul 7 din Constituție, care nu trebuia schimbat oricum, și era vorba de încetățenirea evreilor veniți din Polonia în Moldova, care trebuiau în grup să fie încetățeniți și Eminescu era pentru încetățenirea acestora individuală, în funcție de valoarea lor. Și ultima carte este Nașul lui Eminescu. Ultima carte care a apărut în ianuarie 2020,
Și uitați ce spun pe coperta 4. Dacă nu exista Iulian Grozescu, nu aveam revista Familia. Dacă nu exista Iulian Grozescu, nu avea un nume Eminescu. Mai departe, Iulian Grozescu, ficiorul Popinica din Comuș Mare, poet, prozator, editor, traducător din maghiară, franceză și germană, este pionierul naționalismului ilumist român de bun augur. I-a luminat calea poetului pătimii noastre, Octavian Goga. Aici putem să vorbim despre faptul că eu fac o demonstrație pe bază de acte, pe bază de inserții, pe bază de texte vechi, pe bază de declarații, cum că Iulian Grozescu este cel care l-a botezat pe Eminescu și a schimbat numele din Eminovici în Eminescu și nu Iosif Vulcan, cum s-a crezut până acum. Cam asta ar fi legat de cartea așa. Cartea aceasta a fost lansată la Giarmata Vii, cu concursul unor oameni de acolo de bune faceri, între care domnul Lombrea, și a fost în ianuarie, în 15 ianuarie, a fost lansată, discutată în cadrul acestui cămin cultural, care la intervenția societății noastre, căminul cultural de la Giarmata Vii, se numește Mihail Eminescu. Despre Eminescu, dacă Dumnezeu mă lasă să mai trăiesc, aș avea o carte legată de, așa, depresia la Eminescu. Pentru că mulți l-au socotit că a fost nebun, că nu știu ce. Nu, pentru mine Eminescu a fost bolnav, dar nu nebun. E o diferență între a fi nebun și a fi bolnav. Pentru că după moartea sa în halat s-au găsit două poezii, Viața și Stele în cer. S-au găsit două poezii în halat, rescrise de mână. Păi un om nebun nu poate să redea, să dea o poezie de valoare a Stele în cer sau Viața. Viața care era scrisă în urma unor relații apropiate ale sale cu o fată Kaufmann, în vreme și el a fost în Germania pentru a se pregăti pentru doctorat. Suntem bucuroși și chiar mândri de faptul că am reușit să răsplătim astăzi prin premiul Eminescu Ziaristul câteva din marile personalități ale țării, câțiva dintre cei care s-au aplicat asupra operei lui Mihai Eminescu. Trecem la partea a doua, la secțiunea de fapt pe care am anunțat-o, In Memoriam. Este pentru prima dată când acordăm asemenea distinții, In Memoriam, dar nu putem să uităm activitatea pe care unii au dus-o, poate mai puțin cunoscută, prin tenacitatea pe care au arătat-o de-a lungul vieții și cei care s-au gândit la premiul Eminescu 2020 au hotărât că este bine să-i aducem în prim plan. Sunt scriitori, poeți, dar va fi și o personalitate pe care eu cred că vă vom surprinde prin faptul că am adus-o în atenția dumneavoastră și veți afla de ce. Și cum spuneam la începutul intervenției mele, vom avea și poetul nepremiat în viață. Mihail Deaconescu a fost numai un prozator strălucit, un istoric al literaturii, dar și un remarcabil jurnalist cultural. El s-a apropiat, aș putea spune, de valorile poporului român afirmate de-a lungul istoriei. În acest context, nu putea să nu se oprească și asupra valorii Eminescu, pe care filosoful Constantin Leca l-a numit, după cum știm, omul de plin al culturii române. Mihail Deaconescu l-a abordat pe Eminescu nu ca poet, ci ca jurnalist și mai exact ca autor al publicisticii din Ziarul Timpul din perioada 1877-1883 din perspectiva ideilor sociologice afirmate în articole neștiene.
i-a consacrat două eseuri de substanță, unul intitulat Mihai Eminescu și valorile istoriei și un al doilea de la sociologia lui Eminescu sau Eminesciană la doctrina semănătoristă. În aceste studii, Mihai Deaconescu a pus în evidență ideile de bază ale gândirii sociale, sociologice a lui Mihai Eminescu. Totodată a avut în vedere și postumitatea acestor idei, perenitatea lor, preluarea în gândirea românească ulterioară. În ce privește ideile sociologice ale lui Eminescu, s-a axat îndeoseb pe teza clasei superpuse și pe aceea a unei selecții negative a valorilor, de fapt, a pseudovalorilor. După cum știm, ideile sociologice ale lui Eminescu despre pătura superpusă afirmă că această pătură se manifestă și în plan economic, și în plan politic, și în cel administrativ. De exemplu, economic, pătura superpusă îi cuprinde pe capitaliștii care nu se preocupă de propășirea economiei românești, ci de interese de grup, de clan sau interese personale, de îmbogățire frauduloasă, necinstită, prin contracte dezavantajoase pentru stat, care în loc să sporească listeria statului, din potrivă o sărăcesc. De asemenea, mediul rural din această pădură, arăta Eminescu, fac parte proprietarii funciari, mari proprietari funciari și arendașii, care se îmbogățesc prin spolierea muncii țăranului român. În plan politic, era vorba de, aș zice, nu oameni politici, ci de oameni politicianiști. De politicianiști, cei care, de asemenea, prin legiferările lor, căutau să obțină avantaje personale și mai ales în conivență cu străinătatea, cu capitalul străin. În acest sens, ei bunoară legiferau pentru vânzarea pământului strămoșesc, pentru vânzarea, să zicem, altor bunuri ale pământului românesc, altor bogății ale solului sau ale subsolului. De asemenea, în plan administrativ era vorba de acea pletură de slujbași ai statului, care favoriza și de o legislație foarte stufoasă și mai ales de niște reguli foarte încălcite de aplicare a legilor, în loc să faciliteze rezolvarea solicitărilor cetățenești, din potrivă le puneau obstacole, desigur, care nu puteau fi depășite decât prin celebrul bacșiș. Sunt idei pe care Mihail Deaconescu ne le readuce în atenție, dar contribuția domniei sale, consider eu, constă mai ales în relevarea ecoului pe care aceste idei le-au avut în postumitatea eminesciană. În acest sens, de exemplu, în eseul, care de fapt este, aș zice, un studiu științific, de la sociologia eminesciană la doctrina semănătoristă, arată că ideile de bază ale lui Eminescu despre pătura superpusă, dar și despre selecția negativă, prin care erau promovați în diferite funcții oameni nu potrivit competenței lor, ci mai degrabă potrivit servilismului. Deci arată că aceste idei au fost preluate și în doctrina afirmată în revista, în săptămânalul Semănătorul. Este vorba despre revista pe care a inițiat-o savantul de mare renume, Haret, care a fost, după cum știm, și ministrul învățământului mulți ani la rând, în perioada 1900-1910,
regista a apărut între anii 1901 și 1910. La ea au colaborat personalități ale culturii române, dintre scriitori de pildă i-aș aminti pe poeții George Cușboc, Octavian Goga, Dimitri Anghel, Ștefan Petit, Șteu Iosif, Elena Farago, apoi istoricii de mare renume, Nicolae Iorga, Ion Nistor, de sociologul și politologul Aurel Cepopovici și alții. Toți aceștia erau oameni care erau apropiați de năzuințele poporului român și mai ales de țărănime. Și desigur că prin acest fond sufletesc al nostru, totodată ideatic, au fost atașați de ideile sociologiei ghemeșciene. De asemenea, Mihail Diaconescu arată că și economistul Mihail Manoilescu a fost influențat de sociologia ghemeșciană, mai ales de ideile economice ale acestuia, într-o carte a lui din 1927, care s-a tradus în câteva limbi de circulație, în engleză, în franceză, în germană, în portugheză. Aș putea spune că prin contribuția la relevarea ideilor sociologice ale lui Eminescu și a ecoului pe care aceste idei l-au avut în timp, Mihail Diaconescu ne arată că Eminescu ne este contemporan și în calitatea lui de ziarist și de asemenea face ca și domnia sa, Mihail Diaconescu, să fie în continuare prezent printre noi și în calitatea sa de jurnalist cultural. Invitatul meu în această seară este domnul profesor universitar doctor Mihail Diaconescu, unul dintre cei mai mari și mai prodigioși scriitori din toate timpurile. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit, iubite domnule coleg Mirun Manega! Vom vorbi despre opera domniei sale în contextul în care, de curând, a apărut la editura Rediviva din Milano traducerea romanului domniei sale Depărtarea și timpul, Lo spazio e il tempo. Aceasta este cartea, așa cum a apărut acum, așa este cartea cum s-a editat în urmă cu 30 de ani la editura Eminescu și așa arată reeditarea acestei cărți. O să vedeți cât de importantă rămâne această carte în întreaga noastră literatură din toate timpurile. Și despre celelalte cărți ale domnului Mihail Diaconescu vom vorbi, dar nu înainte de a da cuvântul invitatului nostru special, permanent și tutelar, domnul Mihai Eminescu. Puțin se îngrijesc de fenomenul, constatat din date statistice, că populațiunea română scade la număr, că are în fiecare an un plus al mortalității asupra natalității și că golurile ce le lasă astfel românii sunt suplantate parte prin imigrarea de elemente străine, a căror curgere din Occident e necontenită, parte prin sporirea parazitică a elementului evreiesc. Domnule profesor, credeți că astea sunt cuvintele unui nebun? Această analiză pe care a făcut-o Eminescu... Vreau să subliniez două idei. Iubite domnule coleg, Eminescu mi se pare a fi mai actual acum ca oricând. Rețin din fragmentul pe care l-ați citit viziunea lui sociologică. Da. Este o viziune legată de problemele demografiei românești și de problemele politicii românești necesare în legătură cu oscilațiile demografice. Sunt idei de strictă actualitate, de parcă Eminescu ar trăi în zilele noastre. E foarte important faptul că dumneavoastră popularizați astfel de idei. Sunt idei necesare în societatea românească de azi. Despre Mihail Diaconescu, părintele Dumitru Stăniloae spunea că este cel mai reprezentativ scriitor al spiritualității românești, începător al scrisului nostru viitor. Începător al scrisului nostru viitor. Puteți decripta puțin cuvintele
părintelui Stăniloae? Părintele Stăniloae a fost atras de modul cum eu am prezentat Marea Unire de la 1918 în romanul Sacrificiu. O bună parte din personajele acestui roman ilustrează mișcarea națională a românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Părintele Dumitru Stăniloae a sezizat aspectele teologice ale acestui roman. De aceea s-a exprimat în termen superlativ despre mine ca autor. Niciodată nu voi putea spune de ajuns cât îi sunt eu de recunoscător părintelui Dumitru Stăniloae, considerat de mulți intelectuali din răsăritul Europei și napusul Europei, cel mai mare teolog al secolului al XX-lea. Este un act de mare îndrăzneală. Ai prezenta pe sfinți sau ai prezenta pe unii oameni care sunt considerați genii, este un act de mare îndrăzneală literară, respectiv artistică. Cum să-l reprezinți pe Dionisius Exiguus într-un roman? Fără să-i strici aura, da. De... Cum să-l reprezinți într-un roman pe Immanuel Kant? Cum să-l reprezinți într-un roman pe Mihai Eminescu? A încercat Lovinescu în două romane, Mite și Bălău, ca niște eșecuri, să mă iertați. Cezar Petrescu a încercat și el o trilogie și în această trilogie a încercat să-l prezinte pe Mihai Eminescu. E un eșec de asemenea. Geniul te strivește pur și simplu. Geniul e copleșitor. E ca muntele pe care vrei să-l urci și nu ești în stare. Dar eu mi-am permis în legătură cu Dionisie Exiguus, cu Sfântul Dionisie Smeritu, un artificiu literar. Nu l-am prezentat pe Dionisius Exiguus în culmea măririi sale ca autor de tratate științifice, respectiv teologice, canonice. Nu l-am prezentat ca autor al unor tratate de mistică. L-am prezentat în anii tinereții sale, când își căuta în viață să scrie un roman despre un tânăr care își caută drumul în viață, este mult mai ușor decât să scrii un roman despre un geniu creator de epocă în cultură. A scris despre drumul spre genialitate. Da. De altfel, nu știu dacă e cazul, dar eu îndrăznesc să vă mărturisesc ceva. Eu scriu un roman și după ce îl termin, îl las câteva luni, câteodată îl las un an, să stea în sertar și după un timp îl citesc cu alt ochi decât în momentul când l-am redactat. Îl citesc cu o anumită detașare critică, cu o evaluare la rece. Trebuie să spun că romanul meu, Depărtarea și Timpul, a cunoscut 4 asta redactări a scos la care am renunțat. În tiraje, da. Uriașe. Și a fost și tradus. Când ești roman, când scrii un roman, trebuie să ai răbdare să-l scrii, dar trebuie să ai și răbdarea, calmul, să-l privești critic. Abia când mi-a venit ideea salvatoare de a-l prezenta pe Dionisie în anii lui tineri, nu în anii sfințeniei sale, romanul a fost salvat. Și mă bucur că a fost salvat, pentru că s-a bucurat de numeroase comentarii pozitive. Și acum, iată, și de o traducere în limba italiană. Romanul meu, Marele Cântec, care a apărut în limba română în 3 ediții, a apărut de asemenea într-o foarte frumoasă ediție în limba franceză. Părți importante din romanul meu, Speranța, a apărut în limba rusă. Și acum, iată, romanul meu, Depărtarea și Timpul, a apărut într-o foarte frumoasă ediție, vă rog să o mai arătați încă o dată, mai arăt încă o dată, în limba italiană. E o ediție care îmi bucură sufletul, iar ideea că romanul meu se vinde în librăriile din Italia, din nord, de la Torino și Milano până în sud, la Neapole, vă dați seama că e un motiv de bucurie mare pentru mine. Despre Cezar Ivănescu, în raport cu Mihai Eminescu, aș putea începe așa. Eminescu-i Dumnezeu, iar eu, Miss
profetul său. Sunt eu acest distih al lui Cezar Ivanescu, adresat lui Eminescu, pe care el îl numește Exerga. Exerga sau Exergum înseamnă, de fapt, e un spațiu pentru inscripții pe o medalie. Mihai Eminescu a fost marele maestru al lui Cezar Ivanescu, iar Cezar Ivanescu a fost marele său discipol. A scris printre cele mai tulburătoare referințe la viața, la destinul și opera lui Eminescu. Iată ce scria Cezar Ivanescu prin 1992. Opera literară a lui Eminescu este singura care a putut să realizeze o unitate spirituală a românilor, popor amenințat veșnic de blestemul tragic al dezbinării. Partitura liturgică, sublimă, opera eminesciană în totalitate, ne măsoară creșterea sau decadența. Românismul are un program politic, social și spiritual conținut în opera eminesciană. Acum și în veacul veacului nu avem altceva de făcut decât să împlinim acest program dacă ne simțim în stare. Cei care refuză azi modelul eminescian refuză în fapt legitimitatea românismului și a românilor în istorie. În continuarea ideii formulată în acest text, în 1996, într-un interviu acordat lui Viorel Ilișoi, Cezar Ivanescu mai spunea: totdeauna în poezia populară românească am găsit mai multă inteligență, mai multă libertate, mai multă forță de expresie și mai mare adâncime, până la Eminescu cel puțin. Eminescu este primul poet cu adevărat uriaș care sublimează creația folclorică. Putem folosi această expresie care altfel ar fi blasfematorie. El o sublimează, într-adevăr. E destul o mână de maestru la ceea ce au făcut înaintea lui un șir de maestri, nu de mărimea lui, ca totul să devină sublim imediat. Dacă el a avut un pic de timp să o ordoneze sau să îndrepte, să spunem, boțiturile timpului, orice poezie folclorică culeasă de Eminescu, cum știm bine, a devenit deodată capodoperă. Să încerce orice poet român să scrie un poem cum e Cetelege sau Revedere și eu imediat îl consider mai mare decât mine. Să încerce să scrie, să vadă cum e. Acesta este Cezar Ivanescu în raport cu maestrul său, Mihai Eminescu. Și mai spune ceva, sau mai bine zis, aș adăuga ceva, pentru că el spune foarte multe. În același interviu cu Ilișoi, relatează următorul aspect. Când de peste ocean Eliade a deschis cartea lui Eminescu, cu mâinile lui bolnave care se cojeau de piele și era tot timpul în mănuși protectoare, și a recitit Luceafărul și a dat seama că e o liturghie. E liturghie. Pe ce trece timpul pentru un mare român, pentru o mare conștiință de român, a se întoarce la Eminescu înseamnă a se întoarce la tot ce are mai sacru spiritualitatea românească. Sunt doar câteva elemente dintr-o motivație complexă care ne-a determinat să-i acordăm post-mortem poetului, marelui poet Cezar Ivanescu, unul din premiile Eminescu Ziaristul. Și de Eminescu nu ne ating, nu se fac comparații, nu te compari cu Dumnezeu. Așa. Dar, deci, cu toate acestea, eu am considerat critica literară românească o critică retardată, cum am spus. De ce? Pentru că niciodată niciun critic literar român nu mi-a exprimat pe gură sau în scris opinii despre poezia mea de profunzimea celor exprimate de Nichita Stănescu, de Marin Preda,
de Petru Creția, de Constantin Noica și alții care nu au fost critici literari. Oameni de cultură, filozofi, gânditori, cum vreți să-i luați, dar nu critici literari, care au intuit totdeauna mai bine caracterul poeziei mele, care nu este poezie, cum să vă spun, textualistă, nu este poezie strict literară, este o poezie religioasă, care tinde spre sacru și este hrănită de sacru. Cine nu are gust pentru filozofie, pentru religie, pentru mit, pentru metafizică, ca să răspund unui biet țigan de la podul Iloae, care spune că poezia mea nu are metafizică. Eu răspund, francezul spune așa, ne pas mystic qui veut, așa, nu e mystic cine vrea, așa. Eu sunt mystic orice aș scrie și despre cartofi. El nu are metafizică și mistică, poate să scrie și despre Dumnezeu. Asta ți este dat. Poezie tradițională în sensul lui Genon. Poezie tradițională înseamnă vedele, poezie tradițională înseamnă poezia lui Lao Tzu, unde e filozofie, poezie tradițională înseamnă Homer, înseamnă liricii greci, înseamnă trubaduri. Acolo se oprește poezia tradițională. Poezie sacră însoțită de muzică. Și toată această poezie a mea, așa zis, clasică, nu este de fapt o poezie clasică, este un prim demers către recuperarea poeziei tradiționale. Este poezie însoțită de muzică și voi încerca în sfârșit anul ăsta să fac să apară și primul CD. Apoi doarme și visă, doarme și visează, estim sfinții lucrători, templele lucrează, visurile sale, sfinții lucrători, lucră admirarea Domnului din zori, lucră, lucră de cu zor, de cu zor de ziua, să ne țină amândurăr viața asta viua. Lucră, lucră de cu zor, de cu zor de ziua, să ne țină amândurăr viața asta viua. Mulțumesc-ți, Doamne, lucri noapte zi, să mă pot în tine însumi oglindi. Să-i dau drumul sângelui, să-i dau drumul roții, să mă judece întâi curvele și hoții. Să-i dau drumul sângelui, să-i dau drumul roții, ca să vin la tine întâi să mă întreacă toții. Ca să nu fii singur, pe mine mă ai și-mi gătești anume raiul lucrai. Numai, Doamne, măsură-mi bine suferința, că-ar putea să nu-ți mai vrea raiul tău ființa. Numai, Doamne, măsură-mi bine suferința, că-ar putea să nu-ți mai vrea raiul tău ființa. Unul dintre premiile importante in memoria pe care le acordăm este cel pe care îl acordăm marelui, celui care a fost marele economist Constantin Cojocaru, autorul unei legi celebre sau în orice caz de notorietate publică, pe care de fapt nimeni nu o cunoaște sau aproape nimeni nu o cunoaște până la urmă, legea Cojocaru. Această lege a intrat în dezbatere publică prin 1990, nu în dezbatere publică, am văzut-o doar la televizor, la concurență cu legea actuală, legea 15, așa zisă lege Brucan, care a câștigat competiția cu concursul conjuncturii de atunci și a adus România în stadiul în care se află acum. Legea Cojocaru, iată aici, a și fost publicată, legea Cojocaru a rămas un vis frumos, probabil va fi un obiect de studiu în universități, la facultățile de economie și, din păcate, doar atât. În 2013, Constantin Cojocaru a avut inițiativa, asta și ca să răspund la întrebarea ce caută Constantin Cojocaru într-un asemenea context, de ce îi acordăm premiul Eminescu ziaristul, fie el și postum. În 2013, cum spuneam, a avut inițiativa unui proiect legislativ major care s-a numit Constituția Cetățenilor. A scris și o carte în urma acestui proiect, se numește Constituția Cetățenilor pe înțelesul tuturor,
La acest proiect s-au raliat foarte mulți, au participat foarte mult la configurarea lui, m-am numărat și eu printre ei. Contribuția mea la acest proiect a fost publicistica lui Eminescu, dedicată, hai să zicem, domeniului constituțional și legilor organice. Drept pentru care Constantin Cojocaru a dedicat cartea pe care tocmai v-am arătat-o, Constituția cetățenilor pe înțelesul tuturor, o să vedeți exact cui și cum a dedicat-o. Dedic această carte poporului român cu speranța că ea îl va ajuta să-și regăsească drumul spre demnitate, libertate, bunăstare și fericire. Constituția cetățenilor este un proiect de țară de construcție a statului organic al românilor, este o transpunere în norme constituționale a ideilor politice ale geniului nostru național, Mihai Eminescu. Iar motoul acestei cărți voluminoase este chiar doina lui Eminescu. Nu am să o citez, nu este cazul. Deci aceasta este rațiunea pentru care îi acordăm celui care a fost marele economist Constantin Cojocaru acest premiu. Cam târziu, cam postum, dar poate că mai bine mai târziu decât niciodată. Despre personalitatea economistului Constantin Cojocaru o să spună mai multe colegul meu, Marian Ilie, și el implicat în proiectul Constituția cetățenilor, care și el rămâne un vis frumos sau un curs universitar pentru vremuri mai bune. De 30 de ani trăim și simțim la modul cel mai concret consecințele schimbării de regim din acel încețoșat decembrie 89. Citim, auzim, vedem, discutăm cu prieteni, cunoscuți și necunoscuți despre ceea ce se întâmplă cu noi și cu țara noastră. Vedem cum înstăriții vremurilor apuse, exponenții ai nomenclaturii și securității, a prozargii, măcelari, vișnițari și-au umit averile, în timp ce masa largă a oamenilor de rând a sărăcit și mai mult, privată, treptat de drepturile și facilitățile considerate altădată ca fiind elementare. Jumătate din români trăiesc de ani buni la limita pragului de sărăcie, mulți din ei chiar sub acel prag. Ca să-și găsească cumva un rost, mai bine de un sfert din populația României a luat calea pribegiei. După mai bine de 4 decenii de eforturi susținute și sacrificii din partea tuturor ce aduseseră România în rândul țărilor cu relevanță în lume, pe plan material și spiritual, românii au sperat că în sfârșit se vor putea bucura nestingherit în deplină libertate de roadele acelei îndelugate strădanii. N-a fost să fie așa, forțe mai mult sau mai puțin absconse din interiorul și exteriorul țării au schimbat subtile sensul evoluției promise poporului de emanații acelor evenimente sângeroase. Treptat, după o tranziție lungă, parcă interminabilă, stilul nostru de viață s-a schimbat radical. Locul vechi economia suficienței fiind luat de o economie sălbatică, mult diferită de clasica economie capitalistă a pieței libere. Locul pieței concurențiale, unde ar fi trebuit să-și poată valorifica roadele muncilor și micii producători români deveniți capitaliști, a fost luat de o piață acaparată de marile firme transnaționale, care produc în România ieftin, exportă produsele la prețuri infime către offshore-urile lor din paradisuri fiscale și le readuc în țară la prețuri mult mai mari, obținând profituri imense, nesupuse impozitării. Este tipul de economie oligarhică în care puterea economică și implicit cea politică se află în mâinile unui procent infim din populația țării. România a ajuns o colonie la periferia Europei, cu foarte bine argumentat o definea analistul economic Ilie Șervănescu în chiar titlul unei cărți ieșite de sub tipar acum câteva ani. Aproape 90% din capitalul productiv din România este deținut de proprietarii străini, fiind tot mai dese cazurile când firmele încă românești sunt preluate de străini prin tracasarea în justiție a proprietarilor pe motiv de corupție, fără ca dreptul acestora de proprietate asupra capitalului obținut prin privatizări discutabile să facă obiectul vreunui dosar.
Sunt puțini românii care au înțeles de la bun început jacul ce se punea la cale din acest atipic transfer de putere și proprietate la care m-am referit. Doi dintre cei cu știință și practică în economia capitalistă de piață, Constantin Cojocaru și Anghel Rugină, s-au prezentat la noile autorități post-revoluționare cu programe și strategii compatibile între ele de adaptarea economiei României socialiste la noile condiții social-politice. Din păcate, tipul de capitalism vizat de ei, un capitalism post-socialist, n-a întrunit sufragiile noilor conducători de la București, care au ales o altă variantă, dovedită mai apoi ca fiind cea a capitalismului sălbatic sau capitalismul de cometrie, cum avea să-l denumească unul din decidenții de atunci, cu rezultatele la care ne-am referit până acum și pe care domnul Constantin Cojocaru le-a analizat în nenumărate prilejuri, căutând soluție în funcție de acele realități. În esență, proiectul lui Constantin Cojocaru vizat de la bun început, transferul echitabil de la comun către toți cetățenii maturi ai României, al capitalului reprezentat de acea avuție agonisită în 4 decenii de socialism, astfel încât orice cetățean să devină unic, un mic capitalist și să ia naștere o clasă de mijloc bine reprezentată și articulată în toate structurile societății. Cum spuneam, proiectul lui Constantin Cojocaru a fost respins, optându-se pentru legea 15/1990, susținută de Silviu Brucan, prin care cetățenii români erau privați de avuția creată de ei în cele 4 decenii de socialism, avuție statuată constituțional ca fiind a întregului popor, trecută prin legea 15 în proprietatea privată a statului, ceea ce un termen care nu s-a folosit până atunci, astfel încât mii de uzine, fabrici, combinate, centrale electrice, instalații de extracție și prelucrare, institute de cercetări și proiectări, hoteluri, magazine, spitale, etc. au putut fi privatizate prin vânzarea în condiții străine de voința și interesele proprietarilor lor de drept sau pur și simplu distruse în scop speculativ imobiliar. Astfel, economia României s-a văzut în timp scurt complet decapitalizată, iar majoritatea covârșitoare a românilor lipsiți de orice posibilitate de a profita de pe urma schimbării de regim. Li s-au înapoiat până și acțiunile ce le dețineau deja în întreprinderi din anii de socialism, ștergându-se astfel orice urmă a vreunui drept al lor de proprietate. S-a instaurat deci un capitalism fără capital, administrat de un stat ce își proclama pe toate căile calitatea de prost administrator, pus însă pe risipă și jafă. Cum spuneam, calea de urmat de către România propusă de doctorul economie Constantin Cojocaru, încă de la începutul anului 1990, era alta. Proiectul denumit inițial varianta Cojocaru, bazându-se pe îndelungata experiență economică a autorului în România, îmbogățită cu experiența dobândită în cei câțiva ani trăiți în Statele Unite, care au facilitat și accesul direct la surse de informare din cele mai autorizate și de notorietate din Occident. Din păcate, nu și-a putut impune proiectul, atât liderii FSN cât și cei ai partidelor istorice, neagrând soluția propusă de Cojocaru. Nici măcar calea sindicală la care avea să apeleze ulterior n-a dat niciun rezultat, așa că sarabanda privatizărilor s-a declanșat și a luat avânt, susținută fiind puternic de acordurile de preaderare PSAL pe fondul dorinței de înavățire a noii noastre clase politice. Constantin Cojocaru nu s-a dat bătut nici de data asta, reluând demersurile de promovare a proiectului său ca inițiativă legislativă sub o formă mai elaborată, aceea de proiect al unei noi Constituții a României, în care legea Cojocaru să fie osatura și inspirată din modelul de stat organic al lui Mihai Eminescu. În conformitate cu actuala Constituție, care stă în picioare până va fi înlocuită de o altă exact. Constituție, deci nu poți să faci ceva încălcând actuala Constituție. Deci, conform actualei Constituții, o nouă Constituție, respectiv modificarea Constituției, pentru că, din păcate, această Constituție, o să vedem, este făcută
de către cei care s-au instalat la conducerea statului român prin lovitura de stat din decembrie 89, susține-ți, este făcută ca ei, să rămână la putere în veacul veacurilor. Dar poporul, eu cred că poporul român, respectând Constituția, va găsi calea care să ducă la adoptarea unei noi Constituții. Constituția spune că actuala Constituție poate fi modificată, revizuită prin inițiativele la care v-ați referit la un moment dat dumneavoastră, fie a președintelui României, fie a unui sfert din numărul deputaților sau senatorilor, fie a 500.000 de cetățeni. Asta fiind inițiativa legislativă cetățenească. Iar noi ne încadrăm în aceasta a treia modalitate prevăzută de lege ca inițiativă de modificare a Constituției, aceasta cetățenească. Numai că asta cetățenească e făcută să Constituția în sine, după aceea la următoarele articole, după ce prevede această posibilitate, după ce dă, recunoaște dreptul acestor 500 de cetățeni să promoveze un proiect de modificare a Constituției, după aceea impune niște restricții care duc, pentru că sunt așa, deci s-au făcut... Deci practic anulează. Deci, nu, dar e bine ca telespectatorii să înțeleagă despre ce vorbim și dificultățile de care ne-am lovit și ne lovim noi, cei care am încercat să punem pe picioare un astfel de proiect de modificare a Constituției României. Deci, după ce s-au strâns semnăturile, proiectul trebuie să ajungă la Parlament. Și Parlamentul zice da sau nu. Și dacă a zis nu, s-a terminat. Da. Asta e Constituția României. Da, pentru că singurul organ legislativ, spune în Constituția actuală, este Parlamentul. Exact. Deci asta anulează articolul 2 din Constituție. Deci democrația directă, corect, participativă, asta este anulată. Asta e o altă parte a falsei constituționale. Deci, în primul rând, că aici, la ce privește Constituția, lucrurile se opresc. Parlamentul a zis nu, lucrurile s-au oprit aici. Da. Spre deosebire de Constituția noastră, asta, Constituția elvețiană, respectând realmente suveranitatea poporului, Constituția elvețiană prevede că în cazul în care o inițiativă de revizuire a Constituției, o inițiativă cetățenească de revizuire a Constituției, e respinsă de Parlament, inițiativa respectivă se supune, aia respinsă de Parlament, se supune referendumului popular. Și dacă poporul aprobă inițiativa respinsă de Parlament, Parlamentul se duce acasă, se dizolvă. Deci în Elveția funcționează democrația directă. Deci asta este democrație participativă. Democrație directă, participă, reală. Domnule Cojocaru, aș vrea să citesc preambulul Constituției cetățenilor, preambul care lipsește în Constituția în curs. Mi se pare profitabil pentru toată lumea să-i dau citire. Preambul. Noi, poporul român, conștienți de răspunderea noastră în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, mulțumind strămoșilor pentru că au creat pentru noi România și civilizația românească, dorind să asigurăm libertatea, bunăstarea și fericirea noastră și a urmașilor noștri, să construim un stat al nostru, național, suveran și independent, unitar, indivizibil și democratic, clădit pe temelia valorilor civilizației românești, slujitor competent și responsabil al drepturilor și intereselor noastre, capabil să se integreze cu demnitate în familia statelor suverane ale Uniunii Europene, știind că singura cale prin care putem stăpâni și apăra libertatea, bunăstarea și fericirea, drepturile câștigate prin sângele strămoșilor asupra teritoriului național, asupra resurselor naturale ale acestui pământ și asupra avuției pe care am creat-o și pe care o creăm, prin munca noastră, este construcția economiei democratice, prin împroprietărirea cu capital a tuturor cetățenilor, astfel încât majoritatea capitalului să rămână pentru totdeauna în proprietatea privată a majorității cetățenilor, înțelegând că numai deținând puterea economică, poporul român va deține și puterea politică, va controla și statul său și își va impune și propriile sale valori morale, credința, demnitatea, libertatea, dreptatea, adevărul, cinstea, onoarea, curajul, munca, spiritul de inițiativă și de întreprindere, omenia,
Ospitalitatea, toleranța, dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor și pentru țară, neagresiunea și neamestecul în treburile altor popoare, am hotărât prin referendum să adoptăm prezenta Constituție a României. Toți trăim din Eminescu, suntem în barca Eminescu, cum spune un prieten ziarist. Iubirea față de el ne atrage, pe unii dintre noi ne face să scriem cărți, pe alții să facem spectacole, să recităm, dăm premii în numele lui, ca să zic așa. Deci Eminescu este o instituție și aș spune chiar o întreprindere, pentru că în fond creează și bunuri materiale, nu numai bunuri spirituale. Pe hârtia de nu știu cât îl avem pe el, capul lui, da? Zic nu știu cât pentru că e mereu fluctuant, deși el e constant, ca să zic așa. Și mă gândeam să știe lumea că Eminescu n-a avut niciodată niciun premiu, n-a luat niciodată în viață niciun premiu. Dar mă mai gândeam să știe lumea că Eminescu a vrut să ia un premiu. Deci era sfârșitul, spre finele vieții, în 1888, va să zică, și el pleacă de la Botoșani, unde îl ținea acolo Harieta, sora lui, să vinde case, dar ea dorea să rămână la Botoșan, să-și facă o casă, să-l vadă om de provincie, om al locului. La Harieta vine însă Veronica Micle cu Eduard Gruber și alți prieteni mai tineri de-ai lui Eminescu și îl conving până la urmă să meargă la București. De ce? Pentru că se schimbase guvernul,
se votase o pensie pentru Eminescu și mai ales pentru că, o să zic că se dădea un premiu al Academiei Române, premiu mare de 5.000 de galbeni, premiu se numea Năsturel Herescu. Și a apăruse ediția a doua din operele lui Mihai Eminescu. El la București lucrează la ziarul România Liberă, vă să zică, al lui Laurian, fiul lui August Trebonul Laurian, era botoșenean, era prieten cu Eminescu, ziarul este ziarul Ardelenilor din București. Și apare mereu pe ultima pagină a acestui ziar un anunț. Premiul Năsturel Herescu al Academiei Române se va întreba în mâna cele mai bune cărți scrise în limba română în ultimul 5 ani. Le dau două premii, una pentru cea mai bună carte scrisă în limba română în anul acesta și una pentru ultimii 5 ani. Cine era îndreptățit să-l ia? Eminescu, nu? Nu i s-a dat. A vrut să-l câștige, dar nu n-a reușit. În locul lui a luat acest premiu, Năsturel Herescu, de lumea e rotundă, sunt întâmplări cu chetris, cu scop în ele însele, ca să zic așa. A luat Iuliu Roșca. Iuliu Roșca, un militar, pretendent la mâna Veronicăi Micle. Există un schimb de scrisori între ei, există, deci realmente ăsta militărește cu chipiul așa și cu formulă de drept, a venit, Doamnă, vă cer mâna. El tot potolea, îl tot liniștea, stai domnule puțin că nu e așa, că Doamnă, eu vă cer mâna, nu discutăm, îmi asigur, vă asigur un trai liniștit, fericit. Da. El a luat premiul acesta la Academiei Române pentru o carte, o broșură, care se numește Fata de la Cozia. Întâmplarea din broșură se petrece în timpul lui Mircea cel Bătrân. Cozia e un fel de scrisoare a treia, dar motivează Academia Română că premiul s-a dat pentru că este primul libret de operetă românească. Muzica a semnat-o Alexandru Flechtenmacher. Se presupune cei care fac istorie literară mai fi cu sentimente că, de fapt, o parte din bani ar fi revenit și pentru Eminescu, că acest Iuliu Roșca ar fi vrut, de fapt, să ia un premiu ca alternativă, dacă nu-i se dă lui Eminescu, să fie el barincel care îl primește. Și Vlahuță a vrut să participe la un premiu acesta al Academiei Române și el transmite, aș fi vrut să iau acest premiu pentru a-i ajuta cu bani pe Eminescu. Deci, nu discutăm care ce a făcut, dar reținem motivul și prin motiv înțelegem că toți erau sceptici. Da, cam toți prietenii lui știau că Eminescu nu poate să ia un asemenea premiu. Că e ceva acolo, un ghimpe sau o coroană de ghimpe sau ceva care se opune și atunci să aibă barimiei pe de lături. Că poate să câștige 5.000 de galbeni, era o sumă imensă. Dați-vă seama că toate chetele pe care le-au organizat socialiștii pentru Eminescu, vă să zică, chete mari, adică multe, se făceau liste, nu aveau voie să cotizeze mai mult de un leu, ca să fie cât mai mult interesați de cazul Eminescu, pentru că socialiștii au vrut să facă din cazul Eminescu un caz social, să arate cum societatea burgheză, nu e așa, nu știe să recunoaște geniile, așa, și atunci trebuia popularizată. Mergeau mai ales tinerii, își puneau cocar de piept, se opreau la o răspântie de străzi și cântau. Mai am un singur dor, nu știu, mai cel cântau cu toți în cor și după aceea întindeau, dați un leu pentru domnul Eminescu. Toate chetele astea, cu tot scandalul lor, Eminescu le-a refuzat chiar cu
cum să vă spun eu, cu oarecare violență. Mă zicați categoric. La un moment dat îi scrie lui Blaguță pentru ele, societatea are și alte mijloace onorabile de a-mi veni în ajutor. Vorbind alte mijloace onorabile, se gândea exact la acest lucru care era oficial. De ce le-a refuzat Eminescu? Pentru că, de fapt, ei ce făceau? Cântau propodul unui om în viață. Mai am un singur dor, e un cântec de... Da. Ori el era viu, el vrea să muncească, vrea să lucreze și nu mai era trimit nicăieri pentru că se rățise vorba și zvonul că, mă rog, e incompatibil cu viața socială, publică. Dumneata ești prevenit, așa i s-a spus. Ce se spunea? În 1885 a vrut să meargă la strand, la Repedea, lângă Iași, să facă o baie, era cald, era vară. Și medicul era medic atunci, era un strand, îi spunem noi strand. Atunci era, se numea o stațiune balneară. La intrare era un medic și... domnule Emilescu, dumneata nu poți să intri aici, dumneata ești prevenit. Ăsta este termenul. Cum? De ce am? Ce aveți cu mine? El? Nu, domnule, dumneata ești, nu ești în toate mintile, ești... Cum nu sunt nume toate mintele? Eu pot să fac o poezie pe loc. Da, poți, hai să vedem, dă-mi o hârtie în creion. Era doctor o hârtie, un creion și Eminescu i-a scris pe masă acolo poezia La Steaua. La Steaua care a lăsăit, e o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă, poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana sterei ce-a murit, încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, abia vedem și nu e. Tot astfel când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, icoana stinsului amor ne urmărește încă. I-a scris-o și a lăsat-o. Doctorul inteligent a rămas uimit, fascinat. Poezia a circulat prin tot strandul. Riria, o poetă moldovenească, a luat-o, a scris-o în caietul ei, care se păstrează la bibliotecă, se păstrează, da? Și Eminescu a fost trimis să facă baie, la Repedea. Dar trebuia să facă proba, cum să vă spun eu. Și în alte părți, când a făcut-o, i-a reușit, când nu i-a reușit, nu i-a reușit. El a avut acest 6 ani de zile foarte grei. În 1883 până în 1889, față zică, când a fost dat afară din viața publică, da, ca redactor șef la ziarul Timpul, era în viața publică, dat afară în urma unui zvon, cam nebunit. Or, nebunia era incompatibilă cu o funcție publică atât de importantă ca șef la un ziar de opoziție. N-a putut mai să facă proba contrarie. Pentru că a fost imediat închis, dus în recluziune, după aceea plimbat peste tot. Deci n-a putut să facă pe loc, sunt cazuri, eu am dezvoltat unul dintre ele, când la fel unui inginer, Nicolae Făgărășanu, i s-a aruncat în față această moarte civilă, că e nebun domnul Nicolae Făgărășanu, era șef de proiect la o cale ferată foarte importantă, Câmpina Doftana, cu bani, cu corporații, cu... Vă dați seama ce însemna. Și Nicolae Făgărășanu, ca să arate că nu este nebun, a făcut o conferință de presă. Adică s-a așezat la un hotel mare din București și a invitat ziariștii, veniți fraților, să stăm de vorbă. A stat 2 zile cu ei de vorbă, au discutat, au mâncat dulcețuri, au ciocnit cât un pahar de... să se convingă lumea că nu este nebun. Eminescu n-a putut să facă proba asta. Era simplu să facă și el. N-a putut, pentru că imediat ce a fost dat afară, a fost închis și a stat în recluziune. Și urmează cei 6 ani de zile ai lui în care, da, și un premiu i-ar fi stat bine. L-a cerut de mai multe ori premiul ăsta. Acest trebuie să le dea din 4 în 4 ani. Se rădea și anual. Pentru cea mai bună carte, o cea mai bună carte din epocă, e totuși cartea lui Eminescu de poezii, nu? Apărut în 1883. Așa că premiul refuzat lui Eminescu, iată cum se împarte, cu câtă efuziune se împarte la noi toți și cu dragoste, că noi oarecum evocăm
de putința societății, să spunem cu un cuvânt mai larg, de a-l înțelege și de a-l răsplăti pentru talent, pentru dar, pentru har, pentru muncă și pentru frumusețea acelei cărți. Așa a fost să fie. În orice caz, i s-ar cuveni. Academia Română l-a reprimit, l-a primit în rândul membrilor post-mortem, da, după 1948, îl cinstește cum poate. Acum aici măsura e mai mare sau mai mică, fiecare poate să o judece, dar încearcă să țină un echilibru, așa. Prin domnul Eugen Simion, de pildă, care știe să atenționeze excesul și să iasă din exces, să se ferească din exces. Și prin atâția alții membri și prin atâția alții scriitori care sunt la fel responsabili. Și da, dar acest premiu care i s-ar fi cuvenit, o să zică, care a revenit lui Iuriu Roșca, care a putut să-i revină lui Blahuță, din care o parte probabil că i-au revenit în propriul lui însuși, da? Acest premiu, vă să zic, îl luăm noi acum evocator. V-am rezumat pe scurt o cercetare de arhivă și de ziare și de, da, de 70 de trimiteri bibliografice. Pentru că Eminescu înseamnă și muncă. Deci lucrurile astea au fost dezbătute și în epocă. De-abia acum se găsesc capete de informații, se pun una lângă alta și se vede că a fost o societate vie, o viață vie. Așa că premiul cel mai important, vă zic că ar trebui să-l aibă Mihai Eminescu. Ar trebui ca el să ne împartă sau ca din el să ne împărtășim noi toți de ceilalți, care cu cât sunt mai mulți, da, cu atât își fac parte mai întinsă, mai largă. Săptămâna trecută v-am promis că voi spune câteva cuvinte despre tabloul cu Mihai Eminescu care se află în acest studio, în spatele meu. În 1977, un tânăr din Maramureș, iubitor de Eminescu, de întâlniri la cenaclu Eminescu, rețineți, 1977, în satul său a făcut această pictură cu o conotație aparte, parcă ar fi Iisus pe cruce. L-a făcut pe Eminescu și cenaclul era la câțiva zeci de kilometri distanță. O noapte întreagă a cărat în spate acest tablou ca să fie prezent cu el la cenaclul Mihai Eminescu din nordul țării, în Maramureșul istoric. Și de atunci acesta a fost dispărut. L-a regăsit acel tânăr peste alți 40 de ani și în urmă cu 2 ani l-a dus la București și l-a dăruit nouă. Mihai Eminescu în această formă în care îl vedeți pe tablou în studioul nostru. Cred că este impresionant efortul său, lucrarea sa din 1977 și dăruirea acestui tablou către Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Este pentru prima dată când de la această gală a premiilor Eminescu Ziaristul ne gândim nu numai la cei care au avut merite în a descoperi sub multe fațete valoarea lui Mihai Eminescu, dar cred că este bine să se rețină că avem în vedere și pe cei care, din păcate, au adus defăimarea lui Eminescu, sunt între detractorii lui Eminescu, unii dintre aceștia personalități marcante ale vieții culturale românești, dar ce păcat că au și această meteahnă de a vorbi cu multă ușurință, deseori nechipsuit sau suficient de gândit, aducând prejudicii chiar culturii românești.
Da, mătrăgună, doamnă bună. În limba spaniolă este Mandragora, același nume, vă dați seama ce rezonantă. Intră în literatura populară, în vragi, în descântece. Este o plantă cu leac. În eminescologie, leacul ei este antileac, adică vrea să îl tămâieze o leacă negativ pe Eminescu. În zodia mătrăgunei, vă să zică, intră ceea ce s-a numit cândva galaxia Grama. Galaxia Grama trăiește, este acolo un univers lângă noi și din când în când își aruncă satelit, își aruncă lumini, explodează. La noi galaxia Grama a explodat mai întâi după anul 2000, știm tot înainte, dar în revista Dilema, în 1998, când s-a crezut că, galaxiile, luminile din galaxia respectivă au crezut că este momentul să despice, să șteargă, să arunce. Noi de-aia ținem minte acei oameni și acel moment, pentru că a fost o revenire, deci nu a fost o invenție, n-a fost o descoperire a lui Eminescu inutilul, a lui Eminescu Titin cel păros, a lui Eminescu, proto-legionarul, a lui Eminescu cel nefolositor în general. Deci n-a fost o descoperire a lui, ci a fost o reluare a temei, o reluare a temei care cam din 30 în 30 de ani ritmează cultura română. Pot să fac istoria ei. Se întâmplă că de cei care au reluat tema cu foarte multă știință de carte și intenționat, și că asta nu-l scuză, da, este chiar Mircea Cărtărescu. Mircea Cărtărescu n-are decât să sufere, ca să zică, destinul lui Alexandru Macedonski. Știți că Macedonski, după ce a scris epigrama aceea, un X pretins poet acum o lupă cel mai jalnic drum, da, care îl face pe Eminescu nebun, poate zică, a îndurat bastonade fizice. Deci aflându-se în Cârciumi, poate zică, lumea a ridicat bastonul și l-a cam încercat pe cocoașa lui. Alții au mers și au spart ferestrele la casă. Asta era în 1883, până în 1918, când a murit, poate zică, Macedonski, a spus de 7 ori în fel și chip că nu el a scris epigrama, că a scris-o el, dar în alt moment, dar pentru altcineva, că totuși nu el, nu l-a iertat lumea. Deși a avut lăudătorii lui, deși, da, paralelele pe care o fac este cu Mircea Cărtărescu, adică să nu creadă că îi se va uita vreodată. Sunt bucuros pentru succesul lui. Gust are care fragmente din cărțile lui. Dar ca atitudine civică nu pot să nu semnalez această cădere a lui în Titi cel Păros. Asta reține el despre Eminescu, domnule, că e Titi cel Păros, că era mic, avea platfus și plin de păr. Asta le interesează. Știți cum să vă spun eu, Bogdan Duică, un mare eminescolog, spunea: cine numără bubele unui geniu, da, seamănă cu cel care caută în excrementele unui sfânt. Sfințenia e sfințenie, nu mai te iei de ceea ce rejectează trupul omenesc. Atunci hai să luăm și sudoarea, hai să luăm și... Asta este Mircea Cărtărescu, cel care, da, deschide zodia mătrăgunei.
împreună cu Mircea Cărtărescu, va să zică, este Patapievici. Filozof, eseist, om cu papion, da, o sprânceană mai sus, una mai jos, știu și eu, boierii minții, dintr-un nume de elită comunistă, comuniști au dat și ei câteva, în unele domenii, elite, ca să zic așa. Patapievici s-a dovedit a fi foarte inabil, pentru că nu cunoaște nu realitatea spirituală românească, ca să zic așa, pe care o disprețuiește și o, da, nu, dar realitatea fizică din jurul lui. Nu știe, nu înțelege că urlă într-un bloc care este compact. El crede că va sparge acest bloc urlând împotriva lui Eminescu. Ei bine, nu s-a întâmplat nimic cu urletul lui, pentru că Eminescu s-a sudat în noi ceilalți, în noi ceilalți. Altfel, Patapievici, eseist, filozof, răsfățat de buzele științei, nu ale literaturii propriu-zise, va avea mult de tras după seama, da, numelui, că este așa frumos, românește pe dos, parcă așa, plus că evocă, vă repet, acea elită care e comunistă prin definiție, culmea fiindcă el și ei împotriva comunismului sunt, da, cum să spunem, Heraclit spunea că nu trebuie să fim părinții, copiii părinților noștri. El vrea să fie. Va avea mult de tras de pe urma acelei ieșiri necugetate de tinerețe spirituală, nu vă zică. În rest, vorbele lui rămân ca o pată neagră, urât mirositoare în cultura română. Unul dintre premiile Mătrăguna îl oferim lui Cristian Tudor Popescu, cunoscutul vector de opinie din presa românească. Este un premiu original pentru că și adresantul este original. El îl denigrează pe Eminescu, lăudându-l. Îl reduce în primul rând la profilul lui psihologic, adică îi recunoaște calitățile de ziarist lui Eminescu, dimensiunea cerebrală, gândirea, raționalismul, ca să zicem așa, școala culturală pe care a făcut-o în Germania, dar îi contestă, cum să zic eu, pueril, faptul că Eminescu credea în Dumnezeu. El spune despre Eminescu pur și simplu că era ateu. De fapt, spune două lucruri îngrozitoare. Că era ateu și că nu era român. Ilustrând aceasta, faptul că este ateu, cu împărat și proletar. Mi-e greu să cred că Cristian Tudor Popescu nu știe să citească. Sau că ar fi citit numai prima parte a poeziei Împărat și proletar. Pentru că în prima parte este vorba de discursul proletarului. Ori Cristian Tudor Popescu îl identifică pe Mihai Eminescu cu proletarul din poezia Împărat și proletar, ceea ce este fals. Iar pentru un ziarist de notorietatea lui și pentru un analist de notorietatea lui să ilustrezi sau să explici sau să demonstrezi ateismul lui Eminescu numai prin cuvintele proletarului din prima parte a poeziei mi se pare jenant. Pe de altă parte, mai face ceva, ca să-și întărească argumentele, ca să-și întărească afirmația, mai folosește un argument și mai pueril. O scrisoare a lui Eminescu către Veronica Micle. Deci din aceste două elemente
Cristian Tudor Popescu trage concluzia că Eminescu era ateu. Nu are rost să aducem noi aici argumente care să-l contrazicem. Adică este atât de flagrantă eroarea lui Cristian Tudor Popescu, încât îi acordăm unul dintre premiile Mătrăgună. Dar s-au lansat în potriva lui Mihai Eminescu, tot în dinastia asta a Mătrăgunei, și femei. Doamna Ioana Bot, de pildă, clujeancă, profesoară, din descendența spirituală a marilor profesori clujeni. Are ceva cu poezia lui Eminescu, îi se pare vechită, îi se pare că Eminescu a fost mult rodat de comuniști, că s-a cântat în el mai ales eu mi-a părut sărăcia și nevoile și neamul. Asta este un vers pe care îl citează Nicolae Manolescu, de fapt. Depinde cum îl citești, depinde cum îl rupi din context, pentru că e vorba de ce-au voit acela pus. Deci laurii voiau să-i smulgă, deci acela pus, luptele era pusului, se duceau pentru lauri, erau, să zică, turniruri, erau de bună voie, pe când luptele de aici, tu, Baiazid și eu, Mircea, aici, în Dunăre, nu e un turnir ăsta, ci pur și simplu e o zgrietură pe ființă, pe viață și pe moarte. Deci, eu apăr sărăcia. Ce sărăcie? Că armata lui Mircea este echipată, lăncii, suliții, caii au și scărițe și tot ce le trebuie. Deci e o sărăcie mascată, nu e așa cum crede băiații. Dar, în fine, Ioana Bot nu este de acord. Îl consideră pe Eminescu un autor de elevi mici, de brigadă. Recent scoate o ediție cu domnul Cioabă, care încă n-a intrat în galaxia asta a Mătrăgunei, dar trebuie să ne pregătim că va intra cu mare succes. El vrea să demonstreze că Eminescu era nebun încă din tinerețe, dovadă fiind unele poezii de tinerețe și mai ales manuscrisele. Există manuscrise de Eminescu scrise foarte răzleț, foarte greu, pe o pagină, și pagina următoare scrise foarte citesc. Ori este clar adevărat Perpeticius că acest scris neîngrijit este făcut în căruță. Plimbându-se pe undeva, Eminescu scria și deci era curducat. Nu zice Cioabă, asta se dovadă minte, schizofrenie, deci Eminescu era de mic copil, la 16 ani, torturat de bolile astea, când foarte ordonat, când foarte dezordonat, împreună cu doamna Ioana Bot, vă zic. Dan Alexe l-aș prefața cu câteva versuri din scrisoarea întâi de Mihai Eminescu. Astfel, încăput pe mâna a oricărui, te va drege. Relul zice că sunt toate câte nu vor înțelege, dar afară de acestea vor căta vieții tale să-i găsească pete multe, răutăți și mici scandale, astea toate te apropie de dânsii.
nu lumina ce în lume ai revărsat-o, ci păcatele și vina, oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ, toate micile mizerii unui suflet chinuit, mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Spre deosebire de Cristian Tudor Popescu, care nu suportă perfecțiunea, Dan Alexe nu suportă sacralitatea. Este cel care a scris celebra, trist, mă rog, o tristă celebritate a cărții Dacopatia și rătăcirile sale, dar nu numai asta a scris. Tot ce este sacru așadar îl irită, simte nevoia să mânjească, simte nevoia să murdărească. A scris și o piesă de teatru care se numea 1875, Eminescu la creangă. Cartea a apărut în 1989. Din această carte rezultă nici mai mult, nici mai puțin, că Eminescu și Creangă erau homosexuali. Am să citez un pic din articolul Filmul Comunist, care sugerează că Eminescu și Creangă aveau o relație homosexuală. Își găsește Dan Alexe un suport în filmul Un bulgăre de humă, realizat de Nicolae Mărgineanu, tot în 1989, mi se pare, din care, zice el, ar rezulta că cei doi erau gay. Prin aceasta nu făcea decât să-și confirme viziunea îngrozitoare, viziunea greșită pe care a avut-o despre cei doi, încercând să ne convingă pe noi că, uite, și Nicolae Mărgineanu a făcut asta. Am să citez un pic. Ce e uluitor însă în acest film, Un bulgăre de humă, este cum a putut trece de cenzură în condițiile în care relația dintre Eminescu și Creangă apare cel puțin ambiguă. Hazardul a făcut ca tot atunci, în 1989, în anul centenarului morții lui Eminescu, al lui Creangă și al Veronicăi, isprăvisem și eu o piesă de teatru în jurul relației celor doi mustim de erotism. 1875, Eminescu la Creangă. Am fost interesat să compar felul în care abordasem ambiguitatea relației Eminescu-Creangă, eu pe de o parte, scăpat de cenzură și ajuns în Belgia cu piesa destinată publicării, deși nu a mai apărut din pricina Revoluției, în revista Agora, scoasă atunci de Dorin Tudoran la Washington. Ce mai este însă comic, subliminal, și ne întrebăm dacă scenaristul și regizorul filmului Un bulgăre de humă au înțeles acest lucru, este că humă și homo sunt etimologic același termen. Într-o altă abordare, într-un alt text, tot Dan Alexe spunea că călușarii sunt un dans specific unei societăți homosexuale inițiatice. Eu am impresia că Dan Alexe este homosexual pentru că simte nevoia să regăsească homosexualitatea în tot ce citește. Dar ce e mai grav, în tot ce este sacru. Să-ți fie rușine, Dan Alexe. Îți oferim unul din premiile Mătrăgună. Foarte important se consideră Lucian Boia, ca detractor al lui Eminescu de data aceasta. Însă, dânsul are un program de demitificare, deci el vrea să desfinteze pe acele mituri ale românilor, mituri întemeitore. Ce Mihai Viteazu, ce Ștefan cel Mare, ce Cutare, ce Cutare, au fost niște gondotieri, niște păcătoși, niște, hai domnule să fim serioși, suntem și noi, în fine. Un fel de a discuta istoria din noroi. Noroi suntem, da, ține minte omule,
pământ ieși și în pământ te vei întoarce, hai să fim, să fim pământeri. Nu este încă San Antonio, cum au franțuzii. La noi nu se n-ar prinde stilul, dar stilul voia prinde pentru că are foarte multă informație. El este istoric, dar istoric de cărți, nu este istoric de documente, n-a citit documente, a citit cărți din cărți. Și trebuia să se ocupe și de Eminescu, pentru că Eminescu este un punct nevralgic separat, izolat în cultura română. Și reproșea lumea, domnule, te-ai luat de toți, iată și de Eminescu. Ori la Eminescu nu-i merge. De ce nu-i merge? Pentru că nu-i cunoaște opera. Citează după ureche, eu i-am găsit zeci de citate greșite. Ori un istoric care citează greșit se descalifică prin însă și nu prin însă și faptul că citează. Comentează ca în anii 50-60, în epocă plină prolet cultistă, adică nu-l crede nimeni, nu-l ia nimeni în seamă, nu aduce nimic nou. Deci nu reușește ca prin două vorbe, ca predecesorii săi, să rămână în istorie, fixat în memorie. El își face un program, aceasta este o piesă mai slabă din programul lui, nu va putea să fie altfel niciodată, zici boia, zici boia, adică el boiește, cum zice presa, să face o istorie boită. Nu, ei sunt jocuri de cuvinte pe care le urmăresc eu prin presă. Adică vreau să spun că este un fel de manechin al acestei galaxii Grama, al acestei iere de mătrăgună, cu care se joacă lumea, un fel de păpușe de cauciuc. Nu convinge, nu convinge nici măcar cititorii răbdători, ca să zic așa. Cum spuneam, cu bucurie și cu mândrie au fost aceste premii pe care am acordat în acest an, în primele două secțiuni, cu tristețe, faptul că a trebuit să ne ocupăm și de aceste premii devenite mătrăgună. Dacă vorbesc despre viața Uniunii noastre, atunci vă anunț faptul că săptămâna viitoare, sâmbătă 11 iulie, la Teatrul de Vară din Parcul Herăstrău, va avea loc partea a doua a adunării generale 2020, parte care înseamnă, de fapt, alegerea noilor organe de conducere. Vor fi validate în Parcul Herăstrău, sâmbătă 11 iunie, președintele, consiliul director, membrii supleanți, comisia de validare, juriul de onoare și comisia de cenzor. Un moment important în viața noastră, sperăm ca vremea să ne ajute să nu ne bată nici prea tare soarele, nici să nu ne umezească prea mult vreo ploaie și adunarea noastră să însemne un îndemn că pentru alți 4 ani, Uniunea Ziariștilor Profesioniști, care are numeroase obiective încă înainte, va putea să le îndeplinească. Și nu-mi rămâne decât să vă doresc o seară plăcută, să vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ați urmărit și acest eveniment online, în acordurile cântecului care ne însoțește de mult timp și sper și de acum încolo minunată prietenie. Ce frumoasă e prietenia, cel mai drag și scump cuvânt, o înțeleg numai aceea care viață știu a fi omenoși cu oamenii. O înțeleg numai aceea care viață știu a fi omenoși cu oamenii.